Bună seara, domnule Codruț. V-aș ruga dacă mă vedeți să încercați să dați mai departe, să încercați să postați, pentru că am fost întrerupt de acolo, de pe acel calculator am fost întrerupt. Și iată că nu va fi din ce în ce mai greu. Da, o secundă să fac și o invitație, să vedem, poate totuși reușesc să mai chem și mai invit prieteni, ca să fim din ce în ce mai mulți. După care continuăm discuția. Să vedem, poate. Domnul Ioan, așteptați că mi s-a blocat un cont, mi-a oprit un calculator și deschid și vă chem. Vă chem eu în momentul în care am posibilitate. Mă auziți? Da. Domnul Ioan Butean mi-a chemat de la Baia Mare. Da, este foarte greu să lupți contra acestor nemernici. Vă văd că ați intrat aici, e bine, mi-au închis contul respectiv, mi-au închis calculatorul, propriu-zis mi s-a închis calculatorul. Nici nu știu ce să-i fac, nici nu știu, cred că trebuie să-l reconectez de la curent ca să pot să-l închid, pentru că trebuie să repornesc. Să sperăm că până la urmă îl voi reporni, dar să zicem că ținem live-ul de aici, de pe acest calculator, nu nicio problemă. Doamne ajută pentru toată lumea, începem și aici, așa cum am început și acolo, și lumea se va aduna și aici, dacă dumneavoastră veți posta, ca să nu... Mă interesează cum mă aud, dacă dumneavoastră mă auziți și mă vedeți bine, pentru că asta este cel mai important. Nu o să putem transmite însă live pe cineva care este în spatele, nu? Care l-aș putea să-l preiau de pe... De la televiziune, din partea alaltă, pentru a putea să le introduc la dumneavoastră. Adică nu se vă pot prezenta materiale, mai bine spus, dar nu contează. Deci dacă se aude bine, atunci totul este bine. Frăție între românii care încă sunt paralizați de Occidentului decadent și răpăreți. Viața eternă a țării noastre, brave, moare trădătorilor și uzurpatorilor. Împreună reușim. Deci, fraților, da, continuăm. Să sperăm că dumneavoastră acum m-ați găsit, ați reușit să mă găsiți și că dacă veți trimite în continuare, veți posta postarea noastră, lumea va reveni aici. Aici unde deocamdată ne arată că avem doar 15 invitați, 15 oameni în direct, pentru 15 și pentru unul singur. Eu voi vorbi exact așa cum se spune, se vede bine, se aude, ne spune Codruț Vlad din Anglia, deci înseamnă că totul e ok, putem face o transmisie în direct, cu toate că ne-au închis un calculator în partea cealaltă. Vedeți dumneavoastră, atunci când noi încercăm să facem, atunci când încercăm să vorbim, să transmitem poporului ceva, atunci te întrerupe pentru a-ți pierde firul, dar pe mine nu mă poate învinge nimeni, așa că o să iau de la capăt. O să vorbesc cu fiecare dintre dumneavoastră și pentru fiecare dintre dumneavoastră, pentru fiecare român în parte voi vorbi. Dacă va fi nevoie, voi merge la poarta fiecăruia, îl voi lua de mână și îl voi ajuta să se ridice. Voi sta de vorbă cu el și îl voi face să creadă în acest program pe care îl avem noi, să creadă în destinul poporului român și să creadă că împreună vom reuși. Și vom reuși, dragilor, pentru că suntem un popor inteligent, suntem un popor...
de oameni care, pe care Dumnezeu îi iubește, un popor care nu a mai cotropit. Acum se aude mai bine, ne spune doamna Câmpianul de Dina, mă bucur de lucrul acesta. Un popor care nu a cotropit pe nimeni, un popor care și-a făcut treaba de fiecare dată așa cum a trebuit să o facă. Pentru toate lucrurile care sunt în lume, bineînțeles, suntem noi de vină, poporul român, pentru că acești domni care sunt la putere, care doresc să facă această globalizare, ne-au pus au făcut o declarație extraordinară, o declarație extravagantă, dar o declarație foarte adevărată, o declarație prin care au transmis și ne transmit următoarele. Acum o să vă citesc, eu nu pot să vă pun, din păcate, pentru că nu am cum. Nu am cum să mai fac acum acea transmisie care o făceam de pe calculatorul celălalt, adică să vă prezint materialele video. Dar am posibilitate, aveți posibilitatea să mă vedeți și să mă ascultați. Și e bine și așa, deocamdată, ca și la telefon. În plus, cred că am putea să ne și auzim prin să mă chemați și am putea probabil și așa să ne auzim. Internetul merge foarte greu, anume au început să facă lucrul ăsta, că până acum nu era, totul era ok, totul mergea bine. Deodată mi-am trezit că nu mai răspunde calculatorul, cel pe care l-am, la niciun fel de comandă. Al doilea calculator cu care eu transmit noastră video. Încercam să vă spun despre un așa numit lider american care a discutat în Congres și care a spus, acum sper că dacă veți avea un pic de răbdare, voi reuși să găsesc ceea ce spunea dânsul, să vă pot citi. Pentru că orică nu mă lasă să intru nici pe calculator acolo. Lucrurile nu-mi plac, de ce mă încurcă ăștia așa tare, nu pot să-mi dau seama, dar nu mor cai când vor câini. Noi am spus-o de fiecare dată, că nu mor cai când vor câini. Noi vom mărca la deal, nu la vale, nu vom merge la vale. Cu toate că alții doresc să facă acest lucru pentru noi. Cu toate că alții doresc ca noi să nu ne mai ridicăm niciodată din picioare, cu toate că alții doresc să ne distrugă, noi vom fi cei care vom ridica România, noi vom fi cei care nu ne vom lăsa bătuți. Deci mă sună cineva din țară, mă sună domnul Mihai Meheș. Da, domnul Mihai? Libere. Am și o știre, astăzi am mai intrat în studiul în cont, o să-ți zic că am postat în Asociația Agricolă de Acea Liberă și Partidul Poporului Curta România, situația este transparentă 100%, fără imunitate parlamentară. Acum, de două secunde, mi s-au oprit laptopul instantaneu. Și mie la fel. Un laptop care îi se ia curentul rămâne pe baterie. Dar acest laptop este al treilea care mi se închide instantaneu. Sper că pot să rezolv și vreau să transmit un mesaj pentru cei care și-au pierdut sufletul. Dragilor, indiferent cine sunteți voi și cum lucrați voi, dacă nu vă recuperați sufletul cât mai repede cu putință, să știți că o să aveți focul pentru dumneavoastră. Rugămintea mea este să vă uitați la noi, să ne ascultați, și să vedem că nu luptăm împotriva României și pentru România. Nu știu, o să încerc să fac ceva ca să pot să vă urmăresc, mai transmit și pe radio, dar deocamdată în seara asta nu cred că voi reuși. Pur și simplu s-a închis dintr-o dată, fără nimic altceva. Da. Mulțumesc, până la urmă, cine a pus cealaltă 100 de euro, la cine vine, nu a spus. Păi pe degeaba ați postat dacă noi nu vedem. Acum, în emisiune, lumea vrea să audă. Dar nu pot să citesc pe laptop, că acolo am situația. Bine, am înțeles. Dar nu, este postat în... Domnul Mihai, eu vă mai întreb.
Și aici mă va întrerupe. Da, mi-am adus aminte, pentru că, spune că nu-mi pierd memoria de tot. E vorba de 100 de euro care au venit de la doamna Câmpean Florentina. Am trecut-o la noi la Asociația Agricolă Dacia Liberă, unde mâine vom avea o ședință, am înțeles, la ora 10. Da, corect. Exact, la ora 10 vom avea ședință cu asociația. Pe chat-ul nostru, pe Asociația Agricolă Dacia Liberă. Mulțumim doamnei Câmpean Florentina, care a înțeles mesajul nostru și care este alături de noi pentru și în munca pe care o vom face noi pentru a pune pe picioare această asociație, această asociație care va fi bomba secolului, această asociație pe care nimeni nu va mai putea opri. Vă dau citire acum, pentru că tot vă spuneam... Am primit astăzi și două mesaje din partea celor de la Facebook că am abuzat de clipul live, video, audio și video în direct pe Facebook, ori eu n-am făcut niciun clip video în direct pe Facebook. Am difuzat doar audio, piese patriotice românești și n-am transmis mesajul că am fost restricționat și nu pot să mai postez acest clip audio cu piese românești patriotice. Mulțumesc celor care se ocupă de România, de 27 de ani. Da. Mulțumim și noi. Vă spunem în felul următor, dragilor, vă spuneam acum, transmiteți, vă rog, filmul nostru tuturor cunoscuților noastre, pentru că în această seară urmează o seară fierbinte cu Timon Lipciu de la Milano, o seară în care, chiar dacă alții vor să le trătească la pământ, nu mor caii când vor câinii, îi anunțăm că avem mai multe calculatoare, avem mai multe conturi și că, indiferent cum a fi, vom intra cont după cont și vom transmite poporului român ceea ce trebuie să transmitem, pentru ca țara noastră să se ridice din genunchi, țara noastră să se ridice de acolo de unde ei au trântit-o. Pentru toți securiștii și pentru toți colegii care lucrează în STS, că îi putem chema colegi sau frați, cum sunt ei, pentru toți românii care lucrează în servicii, fraților, vă rugăm frumos, lăsați-ne să ne ținem life-urile, să ne facem treaba, pentru că noi nu dorim altceva decât să adunăm pe toți românii la un loc și nu dorim altceva decât construcția României. Haideți să vă spun ce spune un înalt oficial ONU. Oficial ONU, România este o mină din care se scoate în fiecare zi, din decembrie 1989, încoace aur. Și când nu va mai fi aur, mina se va închide. Falimentul este o chestiune de probabilitate matematică pentru România. Aceasta a spus, printre altele, că România este tratată precum o mină de aur care, de către alte entități, de unde se extrage mereu aur, până când țara va da faliment, conform acestui faliment, România este o chestiune de timp. România este o mină din care se scoate aur. Potrivit Activez News Georgescu, deci Călin Georgescu, cel care se află pe palierul 3 în ierarhia clubului de la Roma, declară, a detaliat subiectul susținând că România este controlată și condusă de străini care dețin toate pârghile strategice ale puterii. Călin Georgescu afirmă că în ultimii 26 de ani România a suferit pierderi mai mari decât în perioada care s-a scurs de la Ștefan cel Mare și până în 1989. Trăim într-o formă anticultură, s-a pierdut rușinea și s-a pierdut rușinea pentru că lichelele și la chei de serviciu și au văzut visul cu ochii. Cozile de topor au devenit topoare după 1989 și au vândut pe mărgele de plastic întreaga țară. România a fost vândută de cei care au preluat puterea în 1989 și apoi și-au dat-o unul altuia timp de 26 de ani de zile. Eu l-aș întreba pe domnul Călin Georgescu, el de pe palierul 3 al clubului de la Roma, al tuturor masonilor din Europa, dorește să construiască România? În contextul în care ne spune mai devreme, atenție, că România este condusă de către cei care fac globalizarea și toate pârghile sunt în mâinile lor, atunci ce vine el să ne spune nouă românilor? Acest Călin Georgescu care dorește să candideze la viitoarele alegeri ca și președinte al României, care și-a făcut un partid în România, da? Un partid în care românii noștri vor fi atrași ca cu magnetul, pentru că, nu uitați, ei au bani, au soluții. Noi nu avem bani,
Noi suntem cei care însă vom lupta cu adevărat pentru țara noastră și nu să o lăsăm niciodată să fie îngenunchiată. Soluțiile pe care le avem noi sunt cele care sunt adevărate, soluțiile pe care le avem noi sunt cele care vor ridica România din mocirlă și o vor ridica sus acolo unde este locul. Vom fi la împărțarea cu jucurii, la masa rotundă, acolo este locul României. România nu mai merită să fie trântită la pământ doar pentru simplu fapt că nu am avut șansa reală, să ne înțelegem istoria și să înțelegem cursul evenimentelor din 1989, acel curs al evenimentelor care a fost măsluit și a fost pus la cale de către cei care au dorit globalizarea și distrugerea României ca atare, pentru că România este o mină de aur, o mină de aur, așa după cum spune ei, din 1989 încoace, nu fac altceva decât să o pună la punct, să o distrugă pas cu pas, să ne ia orice resursă, să distrugă absolut orice resursă umană, să ne trimită ca sclavi în Europa, acolo unde muncim cu două brațe, să muncim ca sclavi în România noastră, în fabricile lor și așa mai departe. Pentru toate aceste lucruri, dragilor, îmi pare rău că nu pot acum să vă văd mesajele, nu pot să vă văd mesajele pentru că ei nu le pun pe acest calculator, merg mai greu mesajele. Vă văd așa, în schimb, Robert Gheorghe Muraru, care ne spune bună seara, Maria Moga, care ne spune bună seara și dumneai ei. Maria Moga m-a contrat de câteva ori în anumite poziții despre emigranți. I-am spus poziția mea ca atare, ce vreau, că nu vreau niciun emigrant în România, dar tot n-am înțeles. Și că emigranții trebuie să opriți acasă la ei, nu aici, când ajung în România. Și că cei care fac pe-a șmecherii, punând un fotoliu și punând ochelari la ochi, care reprezintă, de fapt, care sunt de fapt agenții halogenilor, nu doresc binele României. Eu nu am nimic, susțineți în continuare reprezentanții halogenilor, doamna Moga, pentru că eu m-am săturat de halogeni și m-am săturat de cei care v-am pus și fotografiile lui Mărincuș cu domnul Traian Băsescu când dă mâna și am terminat totul. Halogen la halogen trage și domnul Mărincuș are blitzul ăla când închide ochii, când îi deschide, da? Are și el problema lui. Pe mine nu mă interesează niciun fel de problemă de genul ăsta. Mă interesează ca noi cei care suntem români cu adevărat să ne iubim țara și să participăm la reconstrucția ei. Pentru aceea, dragilor, de 2 ani de zile luptăm în continuu. În 2016, pe 6 ianuarie, am început munca cu partidul, cu partidul Forța România. Toată lumea știe, cei care sunt prezenți, cei care nu știu, vă rog să postați mai departe ca să afle și ei, să intre în direct alături de noi și să fie edificați, să știe că aici, la apelul de seară, se discută doar lucruri adevărate și că există o adevărată echipă care lucrează. Îl salutăm pe domnul Ion Goga de la Bistrița Năsăud, pe Mitică Mitică, bună seara, Mitică Leuă. Îi mulțumim doamnei Câmpian Florentina pentru 100 de euro care a pus-o la Asociația Agricolă Dacia Liberă și o invităm mâine la ora 10 la ședință. Vom fi cu toții unul și unul. Încerc să derulez mesajele, să văd dacă pot să, Ionuț Vasilescu, desfințarea tuturor bisericilor și popilor, gata cu pomana. Ionuț Vasilescu, sunt foarte multe lucruri de discutat. Dacă doriți să intrăm în acest subiect, cred că este un subiect mult mai mare și mult mai amplu decât credeți noastră. Nu discutăm despre ce a făcut un preot, discutăm despre credința noastră, despre ortodoxie. Noastră vă ar conveni acum să vedeți pe stradă cum se lingă bot în bot doi bărbați? Nu. Biserica română nu dorește lucrul ăsta. Eu vreau să vă spun că nu biserica este de vină. Că dacă sunt doi preoți de vină, aia vă judeca Dumnezeu. Noi nu suntem oameni inculți. Noi suntem oameni care ne dorim binele poporului și care, într-adevăr, vom face în așa fel încât judecata să fie dreaptă. Dumnezeu va judeca preoții, nu noi. Deci haideți să nu ne grăbim să etichetăm pe toată lumea cu o etichetă care poate că nu merită. Sunt și preoți cu har, sunt și oameni care sunt sfinți, sunt și oameni pe care Dumnezeu i-a trimis pe pământ ca să ne salveze. Iar noi am omorât ca pe Ceaușescu, fără să ne uităm la nimic. Adrian Costici, eu vă spun bună seara, nu vă spun duceți-vă dracului și dacă vreți să sunteți un om adevărat,
vă pot invita pe Timon Lipciuc Milano, mă chemați acolo, vă voi face vocea auzită pentru ca toți românii să mă audă și dacă aveți să-mi spuneți ceva, îmi spuneți fără niciun fel de probleme. Locuri și salarii, locuri și de muncă, salarii și pensii, domnul Ionuț Vasilescu, Forța România luptă pentru așa ceva, are un amplu program pentru așa ceva și vom ridica România în 10 ani de zile. Prognoza noastră este, planul nostru este de a ajunge la 10 milioane de locuri de muncă, aducerea tuturor emigranților români, care, bineînțeles, care doresc, tuturor românilor care sunt plecați din diaspora în România și așa mai departe. Nu sunt un demagog, nu sunt o persoană care vine în fața noastră să vă spună doar așa, bla, 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 câteva lucruri. Cei care sunt împreună cu noi de ceva timp cunosc deja programul nostru, știu exact ce trebuie să facem și vor fi alături de noi. Îl salutăm și pe domnul Guraluc Dumitru, Giusto Claudio Coman, Ionuț Vasilescu, desfințarea tuturor, mergem mai departe. Să vedem dacă totuși până la urmă încerc să văd dacă mi se dă posibilitatea să vă citesc. Lionel Ariston, văd că a intrat, interzicerea avorturilor. Faceți, domnule, domnul Ionuț Vasilescu, faceți o listă cu tot ce doriți dumneavoastră și puneți-o ca noi să o citim și vă vom da citire acestor lucruri pe care dumneavoastră doriți să le faceți. Eu nu mă sufoc, domnule, nu vă faceți niciun fel de problemă, vă transmit doar ce am de transmis. Dacă ar fi să vorbesc, vă pot vorbi și mai rar. Dacă doriți, nu mă sufoc deloc, nu mi este greu să vorbesc, nu este greu să vorbesc fluent, coerent și să vă transmit într-un timp cât mai scurt foarte multe informații despre care dumneavoastră aveți nevoie. Vreau să vă spun acum că nu mor cai când mor câinii, de aceea chiar dacă mai veni cât un cărcotaș la loc să se abțină. Dacă are de spus ceva cu subiect predicat, punct și virgulă, dacă vine cu un argument care să aibă, să fie argumentat corect, atunci nicio problemă, este la dispoziție contul de Facebook Timon Lipciuc Milano, mă poate chema acolo, poate intra în direct, se poate auzi, îmi pare foarte rău că nu vă pot face și să vă și vedeți, pentru că ne-au întrerupt de pe acel calculator, dar bineînțeles că vă poate auzi toată lumea, toate întrebările la care noastră mi le veți spune, mi le veți aduce, eu vă voi răspunde cu subiect predicat, punct și virgulă, și vă voi convinge că se merită ca poporul român să fie unit și se merită ca poporul român să lupte pentru acest proiect de relansare a economiei pe care noi, cei din Partidul Poporului Forța România, îl propunem. V-am propus de fiecare dată lucruri bune, vă propunem de această dată construirea unui nou sistem economic, al doilea sistem economic care să lucreze în paralel cu sistemul economic pe care România îl are la această oră. V-am spus că acest sistem economic poate fi ridicat doar de către românii din diaspora, românii, și bineînțeles în colaborare cu românii de acasă. Românii de acasă pot participa și ei la fel ca și românii din diaspora. Numai că românii din diaspora au mai mare putere, deci ei ar putea să facă diferența, ar putea să aducă un aport extraordinar la acest fond național despre care noi discutăm. Nu se poate face o economie atâta timp cât tu nu ai un fond, nu poți să deschizi o afacere dacă nu ai un fond, adică un cont curent, niște bani, iar banii aceia nu trebuie să vină din împrumuturi. Atâta timp cât suntem umili, mergem să cerem bani băncilor internaționale, Fondul Monetar Internațional, băncii, Banca de Dezvoltare, a Mării Negre și așa mai departe, vom fi întotdeauna supuși unor presiuni economice din partea lor și atunci când va fi viața mai dragă, când obiectivul nostru va fi pe cale să se ridice, să se concretizeze, va veni acea bancă și ne va executa și noi nu vom putea merge mai departe cu proiectul nostru. De aceea, prima soluție pe care noi o punem pe masă poporului român este de a evita contactul cu băncile externe, de a ne refinanța, de a pune noi singuri banii pentru a începe această afacere a poporului român, pentru că nemții au reușit să-și ridice după al doilea război mondial din ruine Germania, lucrând 5 ani de zile la gamelă. Noi românii vom putea realiza în 10 ani, fără să lucrăm la gamelă, cu programul pe care eu vă l-am spus, cu bani foarte puțini din partea fiecăruia, să putem gestiona și să ridicăm al doilea sistem economic care ne va salva propriu-zis țara. Haideți să salvăm România de la NEC. Haideți să salvăm viitorul copiilor și a urmașilor noștri după ei.
Suntem aici, în fața noastră, și suntem convinși că vom reuși doar împreună. V-am dat un exemplu la început pe video la altul care era, pentru că, bineînțeles, n-am reușit să mențin acel video, că mi-au închis șmecherii calculatorul, mi l-au închis pentru ca noi să nu putem comunica, că așa a venit, așa le arde lor prin cap multe lucruri. Acum, bineînțeles, nu mai pot să trec încă o dată pe contul ăla, pentru că dacă aș trece, mie mi-ar face plăcere să trec, dar avem deja 132 de oameni aici și este foarte bine. Vă mulțumesc tuturor că existați. Nu uitați să postați mai departe ca să devenim o forță. Nu uitați că aici ne poate vedea toată lumea și atunci numai aici vom putea ține aceste apeluri de seară, aceste apeluri de seară care vorbesc numai și numai realitatea. Să revenim la orele noastre, dragilor. Să revenim la fondul nostru pe care dorim să-l dezvoltăm pentru economia românească. Să revenim în acest context în care noi vă spunem că este inutil să mergi în piață cu un tricolor, să-l vânturi și să nu spui nimic. Este foarte util să punem bani mână de la mână și să începem prima afacere, să deschidem Asociația Agricolă Dacia Liberă, această asociație care va da potență poporului român. Vom cumpăra un teren, să vedem unde, în România, unde cei care au depus bani vor hotărâ. Un hectar, două, îl vom încercui cu steagul și vom scrie pe el, proprietar poporul român. Voi fi prezent acolo. Îl voi încercui cu pom, cu stejar. După care vom începe să ne facem prima oară o capelă. Să ne rugăm Bunului Dumnezeu ca lumea să trimită bani și să începe să cotizeze. Și vom începe să reconstruim pe acel teren prima bază a poporului român. De acolo va începe totul, de acolo vom începe să contactăm toți agricultorii români care doresc să, toți producătorii români care doresc să-și vândă marfa pe care ei o au și vom începe, dar centrul va fi ăla. De acolo și vom începe să construim magazine, supermarkete, depozite pentru legume, fructe și toate alimentele, hale de procesare acestor alimente pentru ca ele se poată ajunge pe masa supermarketului noastre. Dacă nu ne construim supermarketuri, magazine, puncte de despacere, noi nu vom avea niciodată șanse să trăim. Pentru că circuitul este închis, dumneavoastră știți foarte bine, pentru a putea vinde telecomanda aceasta, chiar dacă tu o produci, trebuie să mergi pe o piață. La ora aceasta piața noastră nu mai există. Piața noastră a fost închisă prin închiderea magazinelor pe care noi le-am avut și deschiderea hipermarketurilor și supermarketurilor pe care cei care conduc lumea și Europa le au în România. Deci prin, cu ajutorul acestor hipermarketuri, supermarketuri, ei ne prind toți banii noștri din circuit și ne întorc înapoi în străinătate. România are o potențialitate extraordinar de mare. România este o țară care în 10 ani de zile poate demonstra lumii întregi că ajunge la părțeala cu jupânii, se poate așeza la orice masă cu Germania, Franța, Anglia, Spania, Danemarca și cu absolut toate puterile Europei fără niciun fel de problemă, pentru că noi avem potențialitate, fraților. În România, deocamdată, în teritoriul ei, în perimetrul ei închis, există 6.000 de metri pătrați de teren agricol pentru fiecare român, chiar dacă el este înstrăinat, se află terenul respectiv în România, nu se află în Thailanda. 6.000 de metri pătrați pentru fiecare român în parte. Înseamnă că putem deveni producătorul numărul 1, producător mondial, dacă vreți. Noi suntem mai tari decât spanioli, decât francezii, decât germanii care au doar 2%, decât 200, deci au 2.000 de metri pătrați de fiecare persoană. Noi avem 6.000 de metri pătrați. Deci vă gândiți că noi avem aproape avem de 3 ori mai mult ca ei. Deci de ce nu am face această economie să duduie? De ce n-am face acest sistem să meargă? L-a făcut Ceaușescu, a îngenunchiat pe toată lumea, pe toți șmecherii din întreaga lume, când s-au trezit la realitate că Ceaușescu a reușit să plătească datoriile, a reușit să-și facă un angrenaj, a reușit să dea o casă pe gratis tuturor românilor la orice oră, avea un loc de muncă, nu dormea nimeni în stradă, toată lumea era hrănită, atenție, cu toate că era criminal Ceaușescu, pentru a putea ajunge la acest vis, a omorât foarte multe lume. Îl condamnăm pentru lucrul acesta. Dar nu-l putem condamna și nu-i putem
recunoaște ceea ce a făcut bun pentru România. Gândiți-vă la faptul că mergeai la spital dacă dădeai un pachet de cafea sau un pachet de chem, era un lucru mare. Erai tratat ca orice fel de om. Astăzi avem clinici private, iar smecherii noștri din România se tratează mai curând la Viena sau la Istanbul sau în altă parte, merg în America să se trateze, pentru că în România nu au loc, pentru că nu le convine, că sistemul medical din România l-au lăsat în paragile. Fraților, avem medici, avem resurse umane, avem oameni care sunt prin toate instituțiile la nivel global, oameni care conduc lumea, oameni care sunt capabili să managereze orice fel de guvern ar fi din lume, nu numai guvernul României. Partea proastă este că noi românii ne mobilizăm cam greu. Noi românii nu ținem cont că o echipă mică poate bate o echipă mare. Se este o vorbă în România, este o vorbă din bătrâni Buturuga Mică, răstoarnă carul mare. Astăzi, sau ieri, Politehnica Iași a bătut Steaua, astăzi, mi se pare că 1-0. Deci o echipă mică a răsturnat Buturuga aia mare, carul mare, de la Steaua, l-a dat peste cap, da? Noi, poporul român, un popor mic, vom putea da peste cap carul cu proști a Europei, care nu fac altceva decât să ne mulgă, să ne mulgă și iar să ne mulgă. Ne-am săturat. Nu mai vrem să vă în casă cum ne mor de plâng bunicii și nici mame disperate ce plâng după aia micii. Nu mai vreau să văd părinții dependenți de tratamente și cu bani de mâncare, cumpărând medicamente. Iar dacă voi considerați acest lucru și voi, haideți la lupta cea mare, împreună cu Partidul Poporului Forța România, împreună cu noi, cu Asociația Agricolă Dacia Liberă, pentru România. Doar pentru România, noi cei care suntem simpli, oameni din popor, noi cei care avem bătături în palmă, care lucrăm de dimineață până seară și noaptea târziu și toată noaptea, haideți să dăm mână cu mână cei cu inima română pentru a implementa acest program cu succes și pentru a ne ridica sus. Revenim la oile noastre, haideți să vă dau, să scriu aici, vă rugăm să postați, poate totuși îmi dă voie să mai știți între mesajele voastre, că nu-mi dă voie. Nu-mi dă voie să citesc mesajele, nu-mi dă voie nici să intru, să... Nu-mi dă voie, dacă nu-mi dă, n-am ce să fac, asta e. Îl văd pe Alex Colipcă, îl salut, nu putem face nimic, ne spune, ba putem face, vă contrazic pe absolut toți, vă contrazic pe absolut toți. Din păcate, eu nu vă pot citi mesajele pe acest cont și îmi pare foarte rău că nu vă pot citi mesajele și că eu trebuie să fac doar un discurs, doar un monolog la care dumneavoastră trebuie să ascultați, să mă ascultați. Dar nu contează, eu vă rog să fiți atenți la ce vă spun eu și sper să mă ridic la nivelul în care vă pot transmite, în care pot intra în casele fiecare dintre dumneavoastră, în inimile fiecare dintre dumneavoastră, în așa fel încât să vă pot explica că nu mor cai când mor câini și că ne vom putea ridica fără niciun fel de problemă. Fraților, avem un sistem economic în România, vorbesc pentru toți cei care nu mă cunosc, care nu m-au urmărit până acum, chiar dacă mă cunosc, ce trebuie să facem. Deci, într-o familie, în momentul în care ai probleme economice, încerci să strângi robineții de scurgerea banilor și să-ți gestionezi, să-ți achizi datoriile ca să poți să te ridici. E anumite măsuri drastice în familia ta, ori te hotărești, faci ce faci, în așa fel încât să-ți pui în ordine lucrurile astea. Asta trebuie să facem noi la nivel național. Nu mai putem aștepta de 27 de ani de zile să votăm pe cei care nu au avut niciodată soluții. Eu am văzut oameni care s-au apucat de lucruri în România, care și-au pus 2 hectare de livadă și muncesc și speră că vor putea să se ridice. Dar într-o singură condiție, în momentul când va avea punct de desfacere. Cel cu care vorbesc acum știe foarte bine acest lucru, pentru că s-a ocupat de comerț timp de 27 de ani de zile, zi de zi. Atâta timp cât nu ai punctul tău de desfacere, pe degeaba ești producător. Pentru că produsul tău, atenție, nu îl vei putea vinde în supermarket. Mărul tău, chiar dacă este bun, nu va putea intra pe piața
Kauflandului, pentru că acolo trebuie să vină merele din Polonia. Dar noi putem face în fiecare localitate câte un market al nostru, da? Unde se aducă toți producătorii români mere, pere, panere și absolut toate produsele. Te întreb pe tine, Colică, pentru că tu știi lucrul acesta, că se poate, dacă vrei. Asta depinde doar de unitate. Ceea ce ai făcut tu, izolat, de unul singur, ai făcut bine. Așa a fost, toată lumea a lucrat pe sistem privat de unul singur. A venit momentul în care toate aceste lucruri trebuie susținute de către popor, adică clientul nostru, stăpânul nostru, clientul nostru participă cu bani pentru ca să aducă marfa, clientul nostru beneficiază de reducere la marfă, clientul nostru ne cumpără marfa și face circuitul închis, nu mai lasă să iasă banul din buzunarul lui în altă parte. Asta este esența cu care noi trebuie să atacăm dacă vrem să acest sistem european. România avea o economie centralizată până în 1989, o economie bine pusă la punct, o economie care gestiona absolut totul. Dacă la 7 dimineața aveai nevoie într-un magazin undeva de o anumită materie, ei știau, bineînțeles, cu întârziere, pentru că erau și tehnicile respective. Astăzi, cu ajutorul calculatoarelor, vom putea ști că dacă la Timișoara avem nevoie de 7 tone de ceapă, obligatoriu dimineață, tirul a plecat de la Botoșani, seara este în market, a doua dimineață ceapa este pe raft la supermarket în Timișoara. Vă dau un exemplu. Automat, când eu am nevoie să cumpăr pompe de injecție pentru tractoare, cumpăr 1.000.000 de pompe de injecție. Pentru că am 1.000.000 de tractoare la nivel național. Da? Dacă cumpăr una singură, plătesc un preț. Dacă cumpăr 1.000.000, mi le face și nouă, noi, nu o să le cumpăr uzate. Vă dau un exemplu. Și o să le am și la un alt preț. La fel și cu motorina, la fel cu toate cheltuielile. Știm că poporul român poate. Noi, din străinătate, am venit acasă, dacă am avea suport, dacă am fi toți uniți, pentru că eu am ajuns acasă în 2008, am încercat să-mi rup spatele, și tu știi foarte bine din cucolic că lucrul ăsta, și foarte multe lume știe lucrul acesta, și n-am rezistat pe piață, datorită faptului că piața nu avea capital. Pentru că capitalul era în străinătate undeva. Adică atâta timp cât nu muncești în țară și trimiți bani, chiar dacă vii cu bani acasă, ei se dispart. Dacă noi mergem și cumpărăm de la Kaufland, am pierdut bani. Dacă mergem și cumpărăm de la Dedeman, nu mai sunt bani în plământ. Deci noi, dacă cumpărăm de la cei care sunt străini, am dat bani. Noi trebuie să ne rămână banul în circuitul orașului, în circuitul satului, în circuitul țării, dacă vrem să avem succes. Asta vă spunem, circuitul nostru închis, despre care și cu care noi plecăm la atac, va fi soluția pentru România, din toate punctele de vedere. Noi suntem transparenți, vom demonstra lumii întregi că cel care pune bani pentru acest program își va da și viața pentru el, pentru că ăla dorește cu adevărat să facă ceva, dorește cu adevărat să se dedice acestui program și cer tuturor românilor din țară și din străinătate să se dedice acestui program, pentru că numai cu acest program vom reuși să ridicăm România. Vă spunem clar că vom trece la cumpărarea absolut, deci în momentul când începem să ne creionăm, vom trece la cumpărarea terenului care de mâine va intra în vânzare în România, fiecare certificat de înstrăinare de la fiecare localitate va fi testat și vom cumpăra cu banii existenți pe care românii îi vor pune în cont transparent, ei vor fi proprietarii terenului, terenul care se vinde. Vom da destinații, vom entabula, vom face îmbunătățiri funciare, vom face irigații pe acele terenuri, îi vom da, după ce vom măsura, vom face anumite măsurători pentru vânt, aer, apă și sol, vom da o destinație pentru o fermă, pentru o fabrică pe acel teren, în așa fel încât terenul respectiv să capete valoare. Astăzi l-ai cumpărat cu 2.500 de euro, mâine va costa 250.000. Există foarte multe motivații pe care toți cei care vor contribui la acest la acest program va beneficia. Ne spune domnul, îl salutăm pe domnul
Costaș, pe domnul doctor, da, Alex, nu putem face nimic, iar îmi pare foarte, foarte rău că nu reușesc să citesc mesajele noastre. 2 ani, ne spune Daniel Paul Costaș, 2 ani la dispoziție, fraților, 2 ani avem la dispoziție pentru a pune acest mecanism pe picioare. României nu-i trebuie doar. La României nu-i trebuie 2 ani, domnilor. României trebuie pentru a prinde scânteia o săptămână în care românii noștri s-au supărat, și-au dat seama de realitate și bagă cheia în contact. Pentru că dacă noi reușim în acești 2 ani care îi mai am la dispoziție să vă explicăm ce trebuie făcut și dumneavoastră conștientizați că ceea ce spun eu este adevărat, trebuie doar o scânteie prin care românul a trecut de la sistemul X la sistemul Y. De mâine schimbăm foaia. Și prin dovezile pe care le vom face noi, pragmatice, la fața locului, prin dovezile în care eu voi fi personal și voi construi acolo, voi sta personal, chiar dacă îmi fac un cort pe acel teren, voi munci cu mâinile mele alături de noastră, nu cum fac politicienii, și vom reconstrui țara. Vom începe de acolo, vom aduna absolut toți producătorii români și le vom pune la dispoziție programe pentru a putea accesa fondurile europene. Dacă, cu toate că nu le consiliez, pentru că acele fonduri europene le vor da pentru borduri iade, le vor da pentru teleferice, pentru alte treburi, nu le vor da pentru producție. Dar cu banii noștri, din vânzările noastre și din câștigul nostru, încet, vom înainta. Nu mai dorim împrumuturi. Noi dacă consumăm și producem tot ce consumăm noi în țară și românii din străinătate mănâncă românește, noi deja avem bani, atenție, pentru a demara, pentru a începe procesul. Și astăzi vom construi o mini-fabricuță, da, de lapte. Toți producătorii noștri vor duce laptele acolo, pentru că asta este normal. Brânjeturile, laptele, va fi ambalat și va intra în market, da? Și toată lumea va trăi. Va fi mai greu la început, dar vom asigura circuitul să fie închis de la A la Z. Și atunci banii vor intra la noi, nu vor mai merge la ei. Asta vreau să vă spun, asta vreau să înțelegeți. Avem oameni calificați. Avem personal în România, precum oameni care au făcut la viața lor comerț, au făcut industrie, au făcut agricultură. Avem producători, avem români care sunt proprietari de mii de hectare de teren în România, oameni care muncesc, oameni, atenție, simple, eu vă dau zona Flămânzului, 1000 de hectare are domnul Mănucă Mitică, un șofer de autobuz care a vrut să muncească, a fost în Italia, a luat drujba în mână, a tăiat mii de copaci, a făcut bani, a lăsat copiii în Italia, s-a întors acasă, a cumpărat pământ și și-a făcut o fermă. Și astăzi are 1000 de hectare, are 2000 de oi. Felicitări! Om! Ca Mitică Mănucă, de la Flămânz, vă dau un exemplu, oameni ca el, există toată România. Acești oameni pot administra oricând orice fermă la nivel mare. Fără discuție, nu pot administra o fermă doar cu 1000 de hectare. Pot administra ferme cu sute de mii de hectare, vă garantez eu. Sunt capabili, nu au avut ocazia și n-au fost susținuți. De ce? Pentru că le-au lipsit fondurile. Mână de la mână vom pune și vom reuși să trecem, să ridicăm țara. Dacă nu ne unim, nu vom putea face toate aceste lucruri. Chiar îmi pare că nu pot citi mesajele noastre, îmi vine să mă spui pe pereți că nu le pot citi. Nelu Ioan, bună, aveți mare dreptate, dar guvernanții sunt de vină, politicienii au distrus industria și Uniunea Europeană. Domnule Nelu Ioan, vreau să vă spun un singur lucru și vă spun tuturor fraților. Ceea ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Haideți să lăsăm trecutul și viitorul și să trăim în prezent. În prezent ce trebuie să facem? Asta este important. Suntem capabili să ne mobilizăm sau doar vorbim? Deci noi am venit cu soluții. Noi am venit cu soluții concrete pentru absolut toată lumea. Începând cu partidul care va trebui să susțină acest program. Deci este un program la care am muncit peste 10 ani de zile, un program care asigură pe circuit închis
toate ramurile economice din România pentru dezvoltare, fără niciun fel de problemă, fără niciun fel de discriminare. Da? Un program care va pune România pe picioare din toate punctele de vedere, numai dacă noi suntem conștienți că unitatea face totul. Nu trebuie nimic altceva. Un program, atenție, la care vor participa mai mulți români, absolut toți românii, bineînțeles, care doresc, dar care au posibilitatea să investească absolut cât vor. De la un leu, pentru că cel care va depune un leu, noi suntem, dau un exemplu, ca să facem 400 de unități pe an. Acte 2,5 milioane de euro, pentru că 2,5 milioane de euro ne trebuie nouă ca să deschid, să punem pe picioare un supermarket. Un supermarket, deci dacă 10 milioane de români, nu 20 suntem, punem 10, pun câte un leu pe zi, înseamnă 2,5 milioane de euro. 2,5 milioane de euro înseamnă că eu într-o zi am construit un supermarket. La nivelul României avem nevoie de 3.000 de localități, avem 3.000 de localități, 3.000 de supermarketuri. Nu vorbim de 3.000 de zile că va dura mult, nu, pentru că ce se întâmplă? Se vor dezvolta și acolo unde astăzi am pus un leu, mâine se vor putea pune 5 când vom avea 20 sau 30 de supermarkete care vor intra în rulaj. Deci programul este făcut în așa fel încât noi să putem să ne dezvoltăm de la zi la zi cu o viteză accelerată. Pentru început, dacă vom ajunge să conștientizăm 10 milioane de români că trebuie să pună un leu, nu are un leu, nu nicio problemă. Vine și muncește pentru aia 3.650.000 de lei care trebuie la noi, noi dăm banii și el îi pune, spre exemplu, acolo un sistem și este coproprietar la al doilea sistem economic al României, deci are dreptul să fie angajat, are dreptul să-și cumpere alimentele de bază fără ca ele să fie cu adaus comercial, deci la preț de producție, are dreptul să candideze la orice funcție în asociația agricolă, are dreptul la foarte, foarte multe lucruri. Deci omul care intră în asociație cu 100 de euro și cu 5 euro pe lună. Asta este targetul de înscriere în asociația agricolă Dacia Liberă. După care, românii din străinătate sau românii din România, în loc să pui bani în bancă care doresc să investească, toată lumea știe la nivel mondial, toți hackerii spun că cel mai ieftin pământ este România. L-au făcut ieftin ca să-l cumpere ei. Noi vom face echipe specializate pe raza României, 5-6 regiuni. Mai precis, cred că vom merge, așa cum au spus-o ei, pe regionalizare. Și atunci, nu pentru că vom merge pe regionalizarea lor, pentru că te dorim să fim alături de ei. Nu. Pentru că trebuie să, atenție mare, trebuie să fim conștienți că trebuie să utilizăm orice mijloc pentru a ne putea dezvolta cât mai rapid. Și atunci eu o să vă spun că aceste zone economice pe care le-au creionat europenii, le-au creionat după anumite criterii. Adică începând cu infrastructura, infrastructura nu se discută doar de drumuri, se discută și de fabricile pe care ei le-au făcut pe teritoriul României. Acum noi vă spunem, vă fac acum, vă dau o imagine în care noastră trebuie să înțelegeți că aici, unde vedeți toate punctele alea, deci, haideți ca să vă spun, Botoșaniu are 4,7% investiții străine în județul Botoșani în domeniul economiei. Și mergem mai departe, putem spune că Alba are 10,8% și Sibiu 13,9%, deci la nivel național, deci ei au o rețea de distribuție. Conform rețelei de distribuție pe care ei au făcut-o, atenție că noi nu suntem proști, noi suntem oameni care și în spatele meu există lume mult mai elevată, din toate punctele de vedere, școlită, da? Sistemul respectiv despre care vă spuneam, de distribuție pe care l-au ei, trebuie utilizat de către noi. De ce? Pentru că ei vor investi în infrastructură să-și facă drumurile lor, noi nu mai cheltuim banii pe drumul respectiv, odată. Doi. Pe traseul pe care circulă el de la Botoșani la Cluj, dau un exemplu, obligatoriu merge tirul lui și dacă se întoarce e liber și are loc de 2 paleți cu marfă, îi putem da noi și plătim doar pentru 2 paleți ca să ajungă la Botoșani, la București, la Timișoara și așa mai departe. Deci sunt lucruri pe care eu, tehnic, ar trebui să vă le explic, dar durează foarte mult
nu o să intru în detalii prea mari, dar în momentul în care dumneavoastră îmi veți cere, și am făcut această precizare pentru cei care sunt în domeniu și care au cunoștințe de aceste lucruri, pentru ca să știe, să știe că știm ce spunem, deci nu vorbim doar după doar din amintiri science fiction. România, după cum bine știți, au împărțit ăștia în zonele astea pe care le vedeți dumneavoastră aici, economice. Și noi, ca să respectăm, adică să fim pe, nu pe placul lor, că noi nu facem pe placul lor, facem pe placul nostru. Pentru că dacă noi vorim să creionăm o altă direcție, va trebui să o luăm de la zero. Iar dacă o luăm de la zero, nu mai putem beneficia de străzile lor, nu mai putem beneficia de direcția mijloacelor de transport în circuit pe care le au ei, nu mai putem, nu ne mai putem angrena la sistemul lor pe care l-au făcut. Deci noi trebuie să ne angrenăm pentru a ne salva pielea, să nu mai cheltuim alți bani. În continuare vreau să vă spun că vom inclusiv fabricile și inclusiv tot ce vom construi noi la nivel național va trebui ținut cont de această rețea de infrastructură. Și ca să nu vorbim de pe pereți, vreau să vă spun, numai să vă arăt o treabă, deci că noi suntem la punct cu toate astea, eu eram pe cale, vreau să vă arăt aici, acesta este județul Satu Mare, da? Da, eu acum, cu străzile lui, cartierele lui. Deci acum eram, făceam calcule cu cineva mai devreme pentru anumite afaceri care se pot derula în Satu Mare și aveam nevoie de anumite detalii, deci unde putem construi sau unde ne putem ataca în așa fel încât transportul nostru să fie facilitat din toate punctele de vedere, adică noi să putem să ajungem cu marfa ieftină în supermarketul nostru, fie că el este construit în România, fie că el este în străinătate, în toată Europa. Îl salut pe domnul Călin Mircea Gascu. Și vreau să vă spun că noi avem lumea pregătită, deci avem o specialiști pregătiți pentru ca să putem face această trecere, să nu vă fie frică de schimbare, să vă fie frică să rămâneți în contextul ăsta în care sunteți. Care este în practic problema mare a României? Lipsa acestei infrastructuri despre care eu vă vorbesc acum la această oră este știută din anii 2000. Chiar când a venit Băsescu prima oară la putere, spunea, băi, vrem să construim asta, spun. Dar n-a mai făcut. De ce? Pentru că n-au avut oameni capabili sau oameni care să aibă sânge în vene să se apuce de acest sistem. N-au avut oameni capabili pentru că oamenii care trebuiau să construiască acest sistem trebuiau să aibă o mare experiență, să experimenteze, să vadă în toată Europa cum funcționează acest sistem ca să poți să pui un sistem în picioare, să ridici o astfel de unitate, o astfel de unitate de logistică în care vin integrate depozitele de cereale, depozitele de uleiuri și vinuri, depozitele de congelate, depozitele de absolut toate depozitele, da? Cele de procesare și ambalare a supermercatelor, supermarketele plus infrastructura terestră, plus infrastructura curentului electric, pentru că noi avem nevoie de curent electric. Vedeți, noastră, în momentul când discutăm despre curent electric, discutăm despre, când vă spuneam că luăm terenul și măsurăm curenții de aer și măsurăm, pentru că acolo unde este posibil și putem monta o eoliană, scăpăm, avem curent regenerabil, bazat pe vânt și scăpăm de plata la curentul care trebuie să-l plătim. Deci depozitele frigorifice, în special, vor fi făcute la o arteră principală din România. Dau un exemplu, mai multe părți ale României, acolo unde avem vânt foarte puternic și unde putem monta 200-300 de eoliene, pentru că curentul care este necesar pentru a face frigul, pentru a ține acea temperatură constantă sau cum vrem să facem noi de congelare și mai departe, să fie gratis dacă dorim să avem un procedie, un rezultate economice deosebite, care să
se reflecte în prețul care ajunge la market. Tot la fel, va trebui să dezvoltăm cele 1000, 7, 8000, 10000 de magazine în toată Europa, împreună cu infrastructura și depozitele aferente din țările respective, în așa fel încât să aducem prețul de raft a magazinului nostru sub prețul de raft a supermarketului italian, marketului italian, german, danez și așa mai departe, în așa fel încât și danezul și românul să nu mai cumpere degetul de mort, așa cum cumpără românii noștri acasă, aceia patru crembuștei care sunt plini de euri și de, sunt ultimele reziduri toxice, da, ale pielii și ale cărnurilor pe care le avem noi. Noi mâncăm de alea și ei mănâncă carcasa noastră, carne noastră bună din România, pleacă în Germania. Ca să nu mai vorbim că România la această oră a umplut Germania cu măcelari, toți măcelarii români care lucrau în România, în abatoarele noastre lucrează în Germania. În Germania, atenție, unde deci românul nostru taie și sacrifică, hăcuie sau face mâncare din mâncare românească pentru străini. Taurii noștri sunt vânduți cu 0 lei. Nemților, nemții au adus măcelari români pe care îi plătește cu 0 lei, dar nu 0, modic, o sumă modică. Oamenii noștri prepară, le fac mâncare, iar nouă ni se întorc zgârciurile acasă în România. Atenție, zgârciurile pe care ei ne iau bani din economia românească și își plătesc banii care au plătit pe taur. Cum vreți dumneavoastră să dezvoltăm o economie într-o țară bolnavă în care noi nu reușim să înțelegem acest mecanism? Eu vă spun clar că până nu reușim să ne concentrăm asupra acestui fenomen, nu vom reuși să rupem barierele economiei europene. Dar suntem capabili și avem oameni care pot genera idei, soluții și pot construi România împreună cu noi să o aducă la cele mai înalte standarde europene. Oamenii noștri au fost inovatori. Oamenii noștri și copiii noștri au bătut pe unde au prins la toate olimpiadele, pe toți șmecherii, englezi, francezi, germani și mai departe, ruși. De ce nu suntem în stare să facem un produs unic cu care putem bate toată Europa? Putem, dar avem nevoie de capital. Iar capitalul este în mână la ei sau la noi. Au divizi, spune divide și comandă. Au despărțit și au comandat. Ceaușescu a apăsat pe buton în seara asta și spunea, mâine vreau 200 de miliarde de lei pentru că vreau să fac canalul București-Marea Neagră. Mâine 200 de miliarde erau prezente în bancă, Ceaușescu s-a apucat de treabă. Spunea, tot mâine vreau 1 milion de muncitori pentru acest obiectiv. Păi mâine muncitorii erau prezenți la lucru. Pum! A reușit să facă Transpăr Gărășanu, a reușit să facă canalul Dunăre-Marea Neagră, a reușit să facă Casa Poporului, a reușit să construiască toate maternitățile unde se nasc copiii noștri, a reușit să facă mii de spitale, a reușit să facă universități, a reușit să facă oameni din noi, a reușit să scolarizeze pe absolut toată lumea. A menținut armata și au adus-o la un nivel destul de mare, a reușit să facă multe lucruri, bineînțeles că a fost nevoie și sacrificii. Adică trebuia să se impună, trebuia să pună pumnul, să bată cu pumnul în masă, să pune piciorul în prag, cum se spune, și au făcut și crime care nu trebuiau să le facă. Noi trebuie să luăm doar ce a fost bun de la acel sistem, să aruncăm ce a fost rău. Dar de mâine să înțelegem că ambiția și abnegația pe care a avut-o poporul român înainte de 1989 trebuie să revină în sânul poporului. De mâine trebuie să vă treziți și să spuneți, să respirați adânc și să spuneți, sunt în centru universitar Cluj, lângă studenții mei, lângă prietenii mei, aia care era odată, da? Haideți să ne apucăm de treabă, că am întinerit cu 30 de ani, domnule Mircea Călin Gascu.
Am un tineric cu 30 de ani. Am învârtit ea în contact. Uitați-vă bine în ochii mei. Și dăm timpul în urmă cu 30 de ani. Cu mintea de acum. Cu priceperea de acum. Cu experiența pe care am acumulat-o. Putem pleca la treabă. Putem rupe tot. Nimeni nu ne poate sta în față. Vom fi cel mai puternic tăvălug economic al Europei. Din toate punctele de vedere, atenție, nu un tăvălug minciunos, nu o creștere economică minciunoasă despre care ne vorbesc cei de la PSD, că România ar fi prima țară din Europa cu creștere economică, care cu creștere economică făcută prin vânzări, asta credeți dumneavoastră că salvează România dacă ne împrumutăm la bănci și construim sau cumpărăm ceva și demonstrăm lumii întregi că avem creștere economică? Care creștere economică? De unde creștere economică? Creșterea economică este bazată, fraților, doar pe producție. Doar când eu produc și cel mai bogat om este cel care are nevoie ca să trăiască de foarte puțin. Nu de foarte mult. Haideți să lăsăm deoparte Ferrari și să construim UTB, tractoare Brașov. Haideți să lăsăm, să renunțăm la iahturi, la avioane particulare și să ne construim țara. Haideți să coborăm cu picioarele pe pământ și să nu mai tăiem pădurile, să punem altele. Haideți să lucrăm agricultură. Haideți să ridicăm țara, pentru că asta e nevoie acum. Acum și nu mâine. Haideți să trăim în prezent, să recunoaștem punctul în care suntem, să spunem de mâine plecăm la drum, am ajuns în punctul zero. Nu contează cine suntem, nu contează ce am făcut, nu contează de care naționalitate suntem români. Toți la un loc trebuie să luptăm pentru că acest perimetru bun, frumos și drag pe care l-au lăsat strămoșii noștri, luptând la Plevna, la Smârdan și la Vighin, să rămână al nostru. Sebastian, Șerban, Sorin, numai Baliver ne vorbit. Mulțumesc frumos! Veniți dumneavoastră cu lucruri concrete, cu soluții concrete și vă ascultăm. Contul Timon Lipciuc Milano, puteți vorbi în direct. Vă vede toată lumea. Vreau să vă văd și eu, să vă cunosc, da? Și să sunt... cum se spune eu, aș fi fericit să aud o soluție extraordinară de la dumneavoastră, domnule Șerban Storin. Se poate face orice, domnul Ion Bonsai. Orice dorești se poate face. Important este ca noi toți cei care credem în acest proiect să trecem la treabă. Astăzi suntem doi. Mâine, cu ajutorul noastră, veți merge și veți vorbi cu un producător român și veți veni aici și vă spune: băi, tată, tu ce poți să faci? Păi eu pot să fac roșii. Da, uite că noi vă punem un solar la dispoziție, noastră luați solarul ăsta, îl implementați și ne plătiți în roșii. Adică când s-au făcut roșiile, ni le dați și noi vă scadem banii pe care trebuie să-i dați pentru solar. Și așa, fără bani în buzunar, ți-ai făcut un solar din care primul an ai să ți-l plătești, a doilea an ai să produci pe banii tăi. Ce spuneți? Dau un exemplu, eu v-am dat doar o idee pe care noi o punem în practică. Deci, nu discutăm că nu se poate, nu se vrea. Românul nostru s-a învățat leneș. Românul nostru s-a învățat puturos. Românul nostru nu mai vrea să lucreze. Românul așteaptă cu totul și cu totul altceva. Copiii noștri, din păcate, au plecat de lângă noi. Nu mai au dragoste de țară, nu mai au dragoste de pământ din cauza noastră, pentru că n-am știut să educăm. Din cauza noastră nu i-am dus la biserică, din cauza noastră nu i-am ținut lângă noi, nu i-am învățat ce să facă. Nu putem da vina pe ei. Avem nevoie de tineretul țării.
Nu vreau să fac, domnule Lupu, din o avere pe spatele noastră, pentru că tot ce este, este transparent. Iar la prima mișcare, când a dispărut un leu din sistem, care lumea îl vede, îmi luați capul de aici. Deci nu se poate. Deci eu v-am explicat. Deci totul este transparent. Uitați că este afișat, îl punem pe domnul Mihai Meheș sau pe cei care pot acum afișa câți bani sunt strânși. Deci noi nu discutăm despre avere aici, nu face nimeni avere pe spatele matale, stai liniștit. În primul rând, noastră vei fi privatizat. Deci, Lupu Dinu, dacă tu produci, dau un exemplu, lapte, te vei aduna cu cei care produc lapte, te vom ajuta să faci un program, să-ți faci o fabrică și îți vom lua laptele și îl vom vinde în supermarket. Tu îți vei plăti fabrica, după care vei rămâne proprietar. Cum adică vreau eu să mă îmbogățesc pe spinarea ta? Explică, cum? Când eu nu am de-a face cu nimic din banii tăi. Deci eu nu încasez, mie nu-mi dați un leu. Deci eu s-au strâns bani, am pus bani, dar nu am acces la niciun leu. Cum puteți dumneavoastră să-mi spuneți că eu vreau să vă iau banii dumneavoastră? Noi nu suntem Caritas. Noi suntem cei care dorim să ridicăm țara. Domnule Șerban Sorin, nu avem nevoie să fim la putere ca să implementăm acest program despre care noi vă vorbim. De-aia v-am spus, pentru că suntem capabili și noi am creat acest program tocmai ca oamenii cu bani puțin să se poată ridica și am creat un program cu care să nu depindem de puterea lor, să nu depindem de miniștri, să nu depindem de secretari de stat, să nu depindem de primari, să nu depindem de nimeni. Ceea ce v-am vorbit eu până acum este foarte realizabil și nimeni nu vă poate opri. Nimeni nu poate să vă pună bețe în roate atâta timp cât societățile noastre vor plăti statului român tot ce va trebui plătit, cât acest mare ONG despre care vorbim noi va pune la dispoziție absolut totul poporului român. Bună seara, ne spune doamna doctor din Franța, doamna Elena Nușa, trebuie înscris partidul mai repede și să facem publicitate la bunele intenții. Ar trebui să vorbim la Realitatea TV ca să fie din ce în ce mai mulți aderenți în toate județele. Doamna Elena Nușa, noi știm lucrul acesta, deocamdată la această oră știm aceste lucruri, dorim lucrul acesta, partidul se va înscrie, stați liniștită, e pus totul la punct. Trebuie să avem răbdare. Nu vrem să vă mai spunem date, pentru că am spus date, am intrat de 3 ori cu dosarul în tribunal, au lucrat alții, așa că facem totul așa cum trebuie, fără ca să intre printr-o urește și iasă prin alta, că ne-am săturat să tot intrăm, să fim respinși. Să intrăm, să fim respinși. Această dată vrem să nu mai fim respinși, vrem să mergem înainte, așa că știm ce avem de făcut. Da, cei care au cotizat în Asociația Dacia Liberă, mâine dimineață la ora 10 avem ședință. Veți fi prezent în ședință pe chat, vom discuta. Deci cei care depun bani, toată lumea este adunată, toată lumea decide, toată lumea spune soluții, toată lumea, inclusiv noastră, doamnă doctor, va trebui să fiți prezentă, pentru că cei care doresc să cotizeze și să facă ceva, au dreptul de a vorbi, au dreptul de a spune cuvântul, au dreptul de a hotărâ ceea ce fac cu banii lor. Punct. Deci nu se discută. Eu în Bosai aveam și eu 19 flotile de OZN. Am eu 19 flotile de OZN. Nu știu ce vrei să spui despre flotile de OZN-uri pe care le ai. Mă rog, chiar nu este treaba mea. Singurul lucru pe care vă-l spun este că noi suntem serioși, suntem transparenți, aveți posibilitatea la orice oră să vedeți și dumneavoastră real cu ochii noastre pe browserul noastră, pe browserul noastră, pentru că printr-un link, fiecare care va depune bani va avea un cont, va intra în acel cont și va vedea pe Asociația Agricolă Dacia Liberă câți bani am depus, ce s-au făcut cu banii mei. Veți fi chemat la ședințe, veți fi întrebat, veți da soluții, veți vota ce veți face cu banii dumneavoastră și se va pune în practică ceea ce spuneți dumneavoastră. Fiecare, în funcție de câți bani are depuși, are la 50 de euro un vot.
Am depus eu 100 de euro, am două voturi. A depus Vasile Turcu 200 de euro, are 4 voturi. A depus altcineva 1000 de euro, are 20 de voturi. Asta este, ne supunem, celora care, bineînțeles, vor lua hotărâri în funcție de banii pe care îi vine fiecare să-i depuie. Bineînțeles, oricare poate depune și există realitate și există concurență și nu vă puteți face la mari lucruri, chiar dacă are depus, chiar dacă ar veni cu milioane, pentru că noi vom fi milioane și noi. Deci el a depus, dau un exemplu, 1000 de euro, noi mai mulți am depus 1500 și noi, ăștia care au depus 1500, îi vom face o poziție. Și nu va putea face ce vrea el. De asta vă spun, atâta timp cât noi vom avea această posibilitate, o vom face așa cum trebuie. Și cine ne ascultă, vedeți că asta e partea proastă, ne spune Colipcă, românii nu sunt uniți, mă repet, domnul Alex Colipcă, românii nu sunt uniți pentru că dumneavoastră nu sunteți uniți. Orice dorim să facem este prin pilda voastră însăși. În momentul când dumneavoastră ați făcut pasul, ați venit lângă noi, Asociația Agricolă Dacia Liberă are un personaj foarte carismatic, în interiorul ei, care decide, care are putere să decide și care gândește și muncește pentru această asociație. Mâine Alex Colipcă va trece și va mai aduce un producător lângă el. Hai bă și tu să vezi. Și mai vine unul, și mai vine unul. Unitatea nu se face doar stând spectator. Deci nu vă mai repetați pentru că nu aveți dreptate. Unitatea vine în momentul în care trecem cu toții la treabă. Haideți să trecem la treabă ca să nu mai avem, să nu ne mai plângem. Șervastori în partidele sunt de mămăligă. Avem o mulțime de partide, prefer un tiran. Bravo, domnule Șerban! Preferați un tiran. Nu trebuie să preferați un tiran. Trebuie să preferați un om puternic, care știe ce vrea, un om care să aibă un program și care să nu fie părtinitor și să judece cum trebuie. Împreună cu dumneavoastră, veți putea face foarte multe lucruri. Partidul pe care noi l-am pus la dispoziția noastră este un partid cu un program bine calculat, cu un program politic la fel de bine calculat și cu un program pilot, ăsta despre care vă vorbeam, despre de crearea celui de-al doilea sistem economic al țării, care este pus la punct din toate punctele de vedere. Pentru a ajunge și a susține aceste lucruri, vom putea aplica, bineînțeles, inițiativa legislativă pe care eu am scris-o, legea Timon, pe care dumneavoastră o puteți citi de pe pagina Partidului Poporului Forța României de la fișiere. Există legea Timon, care este legea care se referă că noi, cetățenii români, putem retrage votul politicianului care nu ne mai reprezintă, îl putem trimite acasă a doua zi fără niciun fel de probleme. Trecerea la referendumul imperativ, adică poporul decide legea pe care politicianul trebuie să o aplice și așa mai departe. Toate aceste lucruri sunt puse și sunt scrise, sunt rodul muncii a peste 10 ani de zile, plus încă 2 ani de zile de când am început partidul, sunt rodul muncii noastre și se află acolo. Pentru toate aceste lucruri, pentru toate aceste puncte, virgule, fraze și tot ce este scris acolo s-a muncit enorm, s-a dus o muncă titanică din partea noastră și a oamenilor pe care eu i-am în spate, pe care nu pot să-i scot la lumină pentru că PSD-ul i-ar accidenta. Avem oameni competenți și când spun lucrul acesta, m-am oprit din prezentarea lor, știți de ce? Pentru că, uitați, avem un inovator în partid, domnul secretar general Roman, Alexandru, care a făcut o mașină de strunjire metalurgică unică în lume, care a bătut absolut performanța germană și care statul astăzi, ANAF-ul, i-a pus sechestru pentru care de la 7, i-a închis firma și 37.000 de lei. Și pentru aia 7.000 de lei, omul poate să vândă mașină de 2 milioane de euro. Pentru că în România totul este posibil atunci când noi suntem ai nimănui. Dar dacă noi am fi pus aia 7.000 de lei și și-ar bloca contul, dau un exemplu, nu zic cazul domnului Roman. Vom vedea ce vom face cu domnul Roman, nu trebuie să-i punem noi. Dar vreau să spun, dacă poporul român ar fi acționat, omul ar fi luat 3, 4, 5 milioane de euro pe mașina respectivă
și ar fi pus și 200 de mii de euro la noi aici, la Asociația Agricolă Dacia Liberă, nu? Aia e problema pe care trebuie să o înțelegem noi. Pe nouă ne dă la picioare ăștia, ne dau la picioare, pentru că nu suntem capabili să gestionăm situația. Nu suntem capabili să-l ajutăm pe ăla care este întreprinzător. Cum vrei tu să dai cu ferma înainte? Și unde să-ți vinzi tu merele, domnul Colipcă, dacă nu vei avea un depozit frigorific unde să le ții? Dacă nu vei avea o infrastructură și dacă nu vei avea puncte de vânzare, le vei vinde angro și angro vei lua banii, vei oferi bani exact cât ai cheltuit tu. Și vei munci iar sclav la împărăție. Deci acum cât nu e prea târziu, aici poți găsi pe domnul Meheș, pe doamna Mihaela Ciurea, pe doamna Mariana Bărbuia, pe doamna Tornada de Vest, pe absolut și este foarte multă lume cu care poți să ceri, de la care poți să ceri detalii, poți veni în asociația noastră și tu ești Forța România și tu poți conta pentru fiecare milimetru pe care noi îl dăm înainte. De aceea va trebui să muncim și vom reuși. Daniela, Alina Daniela, când noi am fost în stradă și am strigat, voi vă uitați la televizor degeaba, te lamentezi aici că ei au dosare penale. Doamna Elena Daniela, în stradă eu am explicat tuturor românilor și vă mai explic o dată. Pe degeaba ieși în stradă dacă nu ai nimic a spune. Știți ce spunea Eminescu? E ușor a scrie versuri când nimic nu ai a spune și în cuvinte goale ce din coada o să sune. Așa v-ați prezentat dumneavoastră în față. În stradă. Când mergi în stradă, deci noi am scris inițiativa legislativă, eu am scris-o personal, pe care dumneavoastră o găsiți pe pagina Partidului Poporului Forța România. La fișiere, intrați la inițiativa legislativă. O să intru acum să o citesc, pentru că aici sunteți oameni, și acum să vă explic faptul de ce în stradă, când mergem, trebuie să avem, să știm ceea ce dorim. Noi am ieșit în stradă și am cerut anumite lucruri pe care, din păcate, noi nu am avut capacitatea să le cerem așa cum ar fi trebuit să fie cerute. Nu am avut capacitatea și dacă nu am avut acea capacitate, ei ne-au chemat la discuții și au pus oamenii specializați să discute cu noi și au lovit acolo unde ne-a durut, acolo unde noi, românii, nu am avut experiență. De ce? Pentru că am mers dezorganizați. De ce? Pentru că noi nu am făcut un demers legal. Un demers legal înseamnă o inițiativă legislativă care să aibă în spate, spune legea, 150.000 de semnături din întreaga țară, de la oameni care nu au probleme financiare, adică de prezista primar, îți dă un om autorizat care merge cu tine și strângi, tu mergi toată comuna, tot orașul, pe la toți oamenii și strângi semnături. Omul ăla vede dacă tu ai fost, ai mituit unul ca să îți dea semnătura sau dacă te-ai dus la un sărac care i-ai dat un pachet de țigări și te-a dat o semnătură. Omul ăla certifică că totul e ok, primarul pune ștampila pe semnăturile respective, că sunt bune. 150.000 de semnături la nivel național, din toate județele, pot susține inițiativa legislativă pe care eu am scris-o și care vă citesc acum pentru ca dumneavoastră să înțelegeți de ce are nevoie poporul român pentru a ieși în stradă. Cu această inițiativă legislativă, punându-o cu 150.000 de semnături pe masa parlamentarilor, vom primi o hârtie prin care se va certifica că Parlamentul României a luat la cunoștință de cererea pe care poporul român a făcut-o și că ne va da un răspuns în 90 de zile lucrătoare, pentru că așa spune legea. După 90 de zile, dacă răspunsul va fi nesatisfăcător, noi, poporul român, putem ieși în stradă, doamna Alina Daniela, să susținem, atenție, ceea ce noi am pus pe masa guvernanților prin inițiativa legislativă pe care eu vă citesc acum tuturor.
Asta înseamnă să ieși corect în stradă, să nu poată să te alunge nici jandarmii, să nu poată nimeni să-ți spună, iar politicianul, în momentul când tu ești în stradă, să știe, să nu poată spune pentru ce ați ieșit în stradă. În momentul când noi ieșim în stradă, fără inițiativă, suntem întrebați ce vrei noi. Și atunci vine și te întreabă pe tine, Alina, iar tu nu-ți găsești cuvintele. Și spui în opinia mea, și nu este opinia ta, este în opinia noastră, a tuturor pe care avem în spate. Deci în opinia ta nu există, în opinia noastră. Dacă este scris, politicianul nu mă mai poate întreba. Sunt punctele scrise acolo și el știe de ce eu, popor român, am ieșit în stradă. Și acum să vă citesc de ce trebuie să ieșim noi în stradă. Nu așa la întâmplare cum ați ieșit dumneavoastră. Vom susține această inițiativă legislativă și spunem, primul punct, recuperarea în regim de urgență a ponsonului de aur al României și trecerea la exploatarea aurului de către noi. România nu mai poate aștepta la mila altor popoare cu mâna întinsă atâta timp cât Dumnezeu ne-a lăsat aceste bogății ca să ne putem dezvolta. Lângă acest punct se adaugă punctul 1A, trecerea la exploatarea aurului fără cianuri, cum exploatau agatări și în minele de aur ale Daciei. Ca să nu mai avem nevoie de cianuri, să nu mai avem nevoie de aprobări de la mediu și așa mai departe. Putem extrage aur într-un anumit model, mai greu, dar sigur, și fără să afectăm mediul înconjurător. Mai departe, legea Timon, legea votului. Această lege prevede în felul următor, o să o citesc acum pentru voi toți, ca să fiți, vă rog frumos să fiți atenți. Legea votului. Ținând cont de suveranitatea poporului român, suveranitate recunoscută la nivel internațional și în Constituția României, cu toate drepturile ce îi se cuvin poporului român și cetățeanului român care, ca atare, inițiem această modificare obligatorie și incorigibilă. 2. Votul este obligatoriu pentru toți cetățenii români. 3. Statul român are obligația de a asigura acest drept de vot, drept constituțional, de a pune la dispoziția întregului popor român posibilitatea de a vota, indiferent dacă cetățeanul român se află la polul nord sau la polul sud, drept consfințit prin Constituția statului român, drept de a-și alege conducătorii prin vot direct. 4. Statul român este obligat de asemenea să pună la dispoziția cetățenilor români posibilitatea de a-și vota aleși local, chiar dacă aceștia se află pe teritoriul altor state la ora desfășurării alegerilor locale, pentru că noi am fost furați timp de 27 de ani de zile și n-am putut să ne votăm primarie dacă am fost plecați din localitate. Nu mai discut dacă eram la New York, cu toate că eu plătesc taxe și impozite pe casa mea, care este, dau un exemplu, la Flămânzi. Mergem mai departe, 4. Statul român este obligat de asemenea să pună la dispoziția cetățenilor români posibilitatea de a-și alege aleși locali, chiar dacă aceștia se află pe teritoriul altor state la oare de sfârșurării alegerilor locale. Statul român recunoaște acest drept tuturor cetățenilor români care au domiciliu în România și nu admite abateri de la prezenta lege, precum nu va admite modificări sau legi, organ și de altă natură să modifice contextual esența exprimată în această redactare. Statul român admite și recunoaște votul prin apel video de la distanță oricărui cetățean român, indiferent dacă acesta se află sau nu pe teritoriul patriei. Votul prin apel video de la distanță începe cu 30 de zile înaintea alegerilor tradiționale de la urne și se sfârșește cu 24 de ore înaintea începerii votului de la urne. Au posibilitatea de a vota online prin apel video de la distanță toți cetățenii români care doresc să participe la acest tip de vot. Statul român se obligă de a înființa pe lângă toate primăriile biroul electoral central al localității. Acest birou va funcționa în permanență, fiind compus de 3 membri angajați ai statului român sub jurământ militar și vor fi monitorizați cu consimțământul lor la angajare pe tot parcursul desfășurării activităților lor în această funcție. Ei vor fi plătiți de către stat și vor fi angajați pe rândul, de rândul persoanelor cu afecțiuni locomotorii suferite în urma accidentelor, afecțiuni care nu afectează sistemul intelectual al persoanelor și nici integritatea lor psihică. Pentru acest fapt, respectivii vor reprezenta
Vor prezenta organelor la angajare rezultatul analizelor speciale și al testelor psihologice făcute de către organele de specialitate în cazul în care în localitatea nu are astfel de persoane, ele vor fi angajate din rândul ex-polițiștilor, ex-profesorilor și așa mai departe. Vedeți că nu suntem singuri, la nivel de 3.000 de localități, 3 fac 9.000 de angajați, dintr-o dată numai pentru legea Timon, deci dintr-o dată avem 9.000 de oameni care vor fi alături de noi pentru această lege. Retribuția tarifară a acestor membri nu va fi pe salariu minim, pe economie, dar nici nu va depăși pe cel maxim calculul retribuit, fiind făcut pe ora de lucru, nu la 30 de zile lucrătoare, și menționăm în continuare că salariul maxim pe economie în contextul în care noi ajungem la putere nu va depăși de 3 ori salariul minim. Nu trebuie să ajungă la 6 ori, de 3 ori salariul minim. Da? Aceste birouri vor fi dotate cu internet de maximă viteză și aparatură pentru apelul video de la distanță, cu posibilitatea preluării apelului video din orice rețea de socializare. Programul lor va fi de muncă, va fi unul normal de 8 ore pe zi, zilnic, de luni până sâmbătă, de la ora 8 la 17, cu o oră de pauză de la 12 la 13. În tot acest timp, vor fi la dispoziția publicului larg și a organelor de control ale statului român. Ei vor așeza în ordine după numărul de ordine buletinele de vot pe care le vor avea în custodie timp de 4 ani de zile. De asemenea, vor opera în sistemul de vot voturile care se vor retrage aleșilor care nu mai reprezintă interesele populației. În perioada alegerilor, prin apel video de la distanță, cât și în perioada alegerilor tradiționale, de la urne aceste birouri vor funcționa de la ora 7 la 22 cu 2 ore de pauză zilnice, de la 12, 13, 17, 18 se vor întoarce la procesul de vot. Iar retribuția tarifară va fi în permanență după numărul de ore lucrate, folosindu-se tariful de încadrare a funcționarilor de la evidența populației. În perioada alegerilor, perioada de 31 de zile, aceste birouri vor fi suplimentate cu personal calificat angajat la termen, tot din aceste categorii pe care le-am menționat mai sus, și vor fi sub directa comandă a celor care își desfășoară activitatea în permanență sub jurământ militar. Primăriile vor face calculul fizic al persoanelor cu drept de vot înscrise în registrul de evidență a populației cu cetățenie română, indiferent dacă aceștia se află sau nu pe teritoriul național al României, și vor decide timpul fizic de 10 minute pentru fiecare cetățean în parte. Astfel, vor ști cu câți funcționari vor trebui să suplimenteze fiecare birou electoral central, urmând ulterior a le asigura tehnica necesară acestora pentru apelurile video de la distanță. Dacă aceste birouri vor fi mari, ca în cazul celor de la sectoarele capitalei, și vor putea fi avea sub puncte de lucru doar pe perioada alegerilor, urmând ulterior ca voturile să fie depozitate în incinta biroului electoral central sub direcția protecției a Poliției Române, care va fi în permanență în contact direct cu biroul electoral central, fiind în măsură să asigure bună desfășurare a alegerilor și custodia acestor buletine de vot. Statul român va comunica prin intermediul televiziunilor în permanență litera inițială a numelui care votează în ziua respectivă. De asemenea, la fiecare birou electoral central, de pe pagina web a acestora se vor sta afișate inițialele, literele care vor vota zilnic pentru a evita ambuteiajele. Astfel că dacă astăzi vor vota cei cu litera A și dacă vor fi mai puțin, vor vota și cei cu litera B sau o parte din ei, urmând a se continua cu votul în următoarea zi pentru litera B, care are timpul ei de vot. Toate aceste calcule vor fi făcute de către primăriile și biroul electoral central în funcție de variația literelor cu care începe fiecare nume, urmând a se asigura o corectă funcționare a alegerilor, ținând cont că există un timp suficient repartizat pentru fiecare votant, aproximativ 10-12 minute de fiecare rezultat ajutat de alegerile tradiționale de la urnă, care vor absorbe un număr de 30% dintre alegătorii care vor vota, nu vor vota prin apel video de la distanță, ci vor vota prin alegerile de la urne. Da? Ajutați de către comunicarea prin mass media, cetățenii români cu drept de vot vor ști exact ziua în care vor vota prin apel video de la distanță, astfel că toți românii care doresc să utilizeze acest sistem de vot vor, indiferent că sunt acasă sau nu, vor putea face în cele mai bune condiții. Cum se procedează, explicații pe înțelesul tuturor alegătorilor, indiferent de nivelul studiilor. Cetățenii români interesați de votul
prin apel video de la distanță vor chema biroul electoral central la care, de care aparțin și vor trimite fotografia după carte de identitate la aceștia, fie pe Messenger, WhatsApp sau Skype, după care vor intra în direct prin apel video de la distanță cu funcționarul care va fi monitorizat de către camerele video. Funcționarul va identifica întrebându-vă datele personale din care din cartea de identitate și după ce constată că sunteți persoana respectivă, vă deschide sistemul de vot. Cetățenii vor opera direct de pe telefon, vor găsi pe browser lista unui nominală a candidaților în funcție de consilier și primar care vor fi însoțite de către sigla partidului din care fac parte. Pentru candidații independenți va figura o sigla care va specifica că este candidat independent. Tot aici vor găsi două chenare cu specificația primar, respectiv consilier local. Cetățeanul va scrie pe telefon integral numele și prenumele celui care îl dorește a fi primar, respectiv în chenarul de consilier numele și prenumele celui care îl dorește a fi consilier local. Funcționarul nu vede, fiindcă scrisul apare criptat. Exact cum este scrisă parola de la Facebook sau orice altă parolă de la intrare, el văzând doar puncte, puncte. Numele de user al browserului dumneavoastră este numele și prenumele însoțit de CNP-ul fiecărui alegător. În acel timp, calculatorul, după ce constată că a scris corect numele celor aleși, vă eliberează un cod de resetare a parolei browserului dumneavoastră. Dumneavoastră schimbați parola de intrare a browserului și o conservați. Din acel moment, operatorul de la biroul electoral central nu mai are acces la votul dumneavoastră, care va fi centralizat în calculator, care la finalul zilei va da rezultatul cu toți candidații pe ziua respectivă, situație care nu va fi făcută public. Biroul electoral central vor face un proces verbal cu rezultatele fiecare zile, de fiecare candidat în parte. Aceste procese verbale vor fi închise sub cheie sau sub cifru în seful biroului electoral central. La sfârșitul celor 31 de zile de vot, datele vor fi adunate și se vor păstra pentru a fi adunate cu rezultatele de la votul tradițional la urne. Aceste procese verbale se fac pentru a împiedica eventuale atacatori, nepermițându-le modificările de date, eliminând orice tentativă de fraudare, pentru că astăzi se votează, el mâine nu va mai putea modifica. Domnul inginer Gascu, Călin Mircea Gascu, a spus că noi putem vota într-o singură zi și de apel video de la distanță, pentru că noi vă face acest soft și atunci vom elimina aceste 31 de zile. Dacă nu, vom face 31 de zile ca lumea să aibă timp să voteze fără niciun fel de problemă, pentru că nu vom mai avea secții de votare nicăieri în lume în afară de țară, și că fiecare va chema secția de votare la care face parte, vom avea câștiguri imense, nu ne vom deplasa de la o secție de votare la alta, sute de kilometri, nu ne vom mai călca în picioare la consulat și așa mai departe. Trecem mai departe, fiecare partid politic poate participa la alegeri, ca și până acum, cu același număr de consilieri din legislația anterioară. Același tip de vot va fi folosit pentru toate tipurile de votări desfășurate în România, fie că sunt alegeri locale, parlamentare, europarlamentare, prezidențiale sau referendum, care de aici înainte nu va fi referendum consultativ, el va deveni direct referendum imperativ, ținând cont de drepturile cetățenești care revin unui popor suveran, cum este poporul român recunoscut de către toate popoarele lumii. Votul tradițional de la urne se va desfășura ca și până acum, cu mențiunea că pe buletinul de vot, care va fi unic, vom găsi aceeași scris absolut toți candidații la funcția de primar și la funcțiile de consilier și două chenare, unul pentru primar, celălalt pentru consilier. În colțurile de sus și de jos, din partea dreaptă, vom găsi numărul de ordine a buletinului de vot. Cetățenii vor scrie în chenare numele pe care îl votează, după care vor rupe colțul din dreapta de sus unde este scris numărul de ordine și îl conservă. Am mai făcut această probă, vă mai fac și acum, tuturor, pentru ca dumneavoastră să o vedeți, o să fac aici, să puteți înțelege cum funcționează un sistem realist din care nu mai poate fura nimeni nimic, să înțelegeți că noi cei care am făcut acest lucru l-am făcut pentru că știm ce am de făcut și că dumneavoastră, deci chenarele, primar, deci,
Avem chenarul primarului, chenarul consilierului, unde scrim numele, și avem sus 001, jos 001. Liniile pe care le-am făcut sunt toți candidații care sunt pe listă. Deci dacă am scris într-un chenar un alt nume care nu se găsește pe listă, buletinul nu este valid. Rupem colțul din dreapta, unde este scris numărul, și îl conservăm. Îl pun la cameră ca să-l vedem. 001. Împăturim buletinul de vot și îl băgăm în urnă. La sfârșit se fac calculi. Când politicianul nu mă mai reprezintă, mă întorc la biroul electoral central, spun dați-mi și mie, vă rog frumos, buletinul cu numărul 001. Cei care sunt acolo îmi scot buletinul meu de vot, atașez ruptura mea de la buletin numărul 001 aici, vine perfect, nu mai poate fi, spune nimeni că nu este buletinul meu și în acel moment spun dați-mi, tai numele primarului sau consilierului. Dacă am tăiat numărul primarului și doresc să las consilierul, îl las mai departe, îmi iau înapoi numărul meu și îi dau buletinul. Dacă îi tai pe amândoi, lăs biletul meu la buletinul de vot, la care funcționarul îmi atacă buletinul de vot numărul aici, cu agrafă, și rămâne la dispoziție timp de 4 ani de zile până la orice control. Poți verifica votul. Așa că nu se mai pot face șmecherii. Odată ce noi putem retrage, pentru că până acum nu puteai să retragi votul, pentru că ăla spunea, băi, păi nu mai vota pe mine, eu nu știu eu cum ai votat pe mine. Uite băi, că ți-am demonstrat că te-am votat pe tine. Și dacă te-am votat pe tine și tu nu mai reprezinți interesele noastre, eu am dreptul să-mi retrag votul. Pentru că nu pot să-ți dau, deci dacă tu conduci mașina pe stradă și faci accident, nu am să te aștept până când se expiră carnetul ca să mai omori lumea în stradă. Îți retrag carnetul. Așa și eu îți retrag votul. Votul ăla pe care tu l-ai primit și n-ai știut să-l păstrezi. Mergem mai departe, citim. Configurația celor care au participat la vot se va găsi pe monitoarele din fața primăriilor, consiliilor județene, de la guvern și din senat, după tipologia fiecărui operațiuni de vot, atunci când candidatul alesul nu ne mai reprezintă interesele, migrează într-un alt partid sau fură cetățenii care l-au votat, având dreptul de cetățeni cu drept de plin de vot, pot retrage votul celor care l-au investit în funcția respectivă. Numai poporul o poate face datorită faptului că este un popor suveran și că votul este imperativ. Până acum votul era imperativ doar cu numele pentru că nu-l puteai retrage. De acum, pentru că noi am scris pe cine votăm, putem face această operațiune care ne va curăța clasa politică de gunoaie. Cetățeanul român se va prezenta la biroul electoral central al orașului, sectorului după caz și în cazul în care este nemulțumit de prestația celui care l-a votat, cere buletinul de vot. Funcționarul scoate, asta v-am citit, v-am spus fără să citesc. Cei care au votat prin apel video de la video cheamă biroul electoral central de care aparține și după autentificare funcționarul deschide sistemul. Cu ajutorul codului de vot, introducând parola pe care o avem deja conservată, decriptăm browserul nostru și apăsăm butonul de decriptare. Retragem votul celui pe care îl dorim și să-l penalizăm și ne asigurăm că operatorul a modificat numărul de vot respectiv retras votul pe care l-am dorit noi, pentru că în fața oricărei primării va fi un tabel electronic cu numărul de voturi pe care îl are fiecare participant. Atenție! Am scăpat și de votul redistribuit, pentru că dacă pleacă un consilier, urmează celălalt după el. Și dacă tu ai 192 de voturi și îți trebuiau 203 ca să ajungi consilier, când cel care a căzut jos, tu mergi și ești consilier. Tu nu dai 190 de voturi celui care a avut doar 2 voturi ca să fie consilier în locul tău. Atenție foarte mare. Așa. Astfel, cel care pierde votul nu va mai putea recupera. În schimb, se poate autosesiza și se poate îndrepta. Dacă a fost depășit de către cel care era după el, atunci îi lăsăm locul, iar atunci când
credibilitatea îi scade sub 30%. Da, doamna Elena, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara, spuneți. Da, scris oantul, el are nevoie de bani imediat, urgent. A, unde a scris? Poți să-i trimiți 100 de euro să nu, și cu urmă face jumătate, am unde îți trimit eu 50 de euro. Păi doamnă, eu i-am trimis, acum la asociație. Am să văd, nu știu, dar unde a scris că are nevoie de bani? Da. Am, o să văd mâine, să văd ceva. Hai că acum sunt emisiune. Acum ești în emisiune? Da. Da, sigur, da. Da, un trădător a pus bani la noi la partid când într-o scriere, a plecat pentru că a trădat, acum vreau 100 de euro înapoi care i-a pus. Deci întâi trădează, după aia vreau 100 de euro înapoi. Eu să-i trimitem înapoi, ce să facem, asta e. Dacă e nevoie, eu să-i dăm bani înapoi ca să nu mai fie discuții. Această lege se bucură de dreptul de auto... așa. Alesul care pierde votul nu mai poate recupera, în schimb se poate autosesiza și se poate îndrepta. Dacă a fost depășit de către cel care era după el, atunci îi lasă locul, iar atunci când credibilitatea îi scade sub 30% din voturile cu care a fost votat, pleacă definitiv din politică. În acest fel vom alege o singură dată și vom avea o alternativă în cazul decesului vreunea dintre candidați sau retragerea sa benevolă. Nu vom mai fi nevoit să fim chemați la urne și să cheltuim alți bani pentru alegeri, având în permanență o configurație democratică din toate punctele de vedere. Această lege va aduce poporului român suveranitate adevărată și va curma pentru totdeauna migrația politică, furtul din avutul poporului și comportamentul necorespunzător al alesului, care în ultima perioadă a transformat averea poporului în averea sa personală. Această lege se bucură de dreptul de autor și nu poate fi utilizată de către alte persoane în scopul de a-și însuși dreptul de autor. Ea nu poate fi plagiată și nici modificată fără acordul celui pe care a conceput-o și redactat-o. Mergem mai departe, deci asta este legea votului, am citit-o pentru toată lumea, deci ați înțeles despre ce e vorba. Asta îi spuneam doamnei Alina Daniela, în momentul când ești în stradă, ești pentru aceste motive, cu 150.000 de semnături făcute pentru ca să poți cere cu adevărat și să poți face ceva pentru țară, nu să facem doar bla bla și să ne cheme Iohannis cu specialiștii lui și să ne pui întrebări, să ne încuie mințile și să nu mai putem spune acolo ce vrem. Și până la urmă nu a rămas nimic scris. De ce? Pentru că ei nu au recunoscut nimic. În momentul când ai băgat inițiativa legislativă, el trebuie să recunoască și știe pentru ce tu ai ieșit în stradă. Mergem punctul 3. Deci această inițiativă legislativă, eu am citit legea Timonera punctul 2, este făcută cu măsuri de prevenție, depunerea aplicare a legilor, prevenție și, bineînțeles, pentru concretizarea obiectivului nostru politic din toate punctele de vedere. Punctul 3 este introducerea juraților în instanțe, în instanțele judecătorești. Știți dumneavoastră că jurații vor spune, este a greșit sau nu a greșit cel care este judecat. Restul depinde anii de încadrare, îi va da judecătorul. Dar vom lua de pe umeri judecătorului presiunea politică pe care o pun la dispoziție politicienii. Deci acești politicieni, îl salutăm pe domnul Vulpoi Alexandru, este președinte de partid, domnul Alexandru, acești politicieni care pun presiune pe judecători. Aducând în instanțele judecătorești, bineînțeles, jurați în instanțe, vom ajuta judecătorii să-și facă treaba lor, fără ca să nu mai pot să spună, domnule, nu decis eu, a decis juratul. Da? Avem și legea juraților, deci cum vor fi construite, deci cum vor fi făcute chestiile astea cu jurații, sunt 13 puncte, voi da citire imediat, să înțelegeți. Așa. În urma multor sesizări ale cetățenilor români referitor la nedreptățile făcute poporului român de către instanțele judecătorești din România, propunem următoarele
Următoarele. Punct și virgulă. Introducerea juraților civile în instanțele judecătorești care se asigură judecată dreaptă și imparțială din toate punctele de vedere. Statul român va dispune de înființarea corpului de jurați civili pe lângă judecătoriile din România. Aceste corpuri vor avea câte 3 angajați și vor avea sedii separate de cele ale magistraților români. Persoanele care vor conduce aceste birouri vor fi din rândul acelor persoane care au terminat dreptul constituțional la baroul Bota. Deci cei de la baroul Bota n-au primit dreptul unii dintre ei ca să poată să activeze în sistemul actual al judecătoriilor, dar sunt oameni care sunt preparați. De asta am și pus și nu au reușit să-și obțină licența pe motiv că facultatea nu a fost acreditată. Persoanele care vor conduce aceste birouri vor fi din rândul acelor persoane care au terminat dreptul. Am spus, aceste birouri vor avea menirea să asigure cu jurați civili toate persoanele, procesele care vor necesita acești jurați. Jurații vor fi selectați pentru a avea cazier judecătoresc curat și să fie de o ținută morală demnă, să aibă minimul cunoștințelor necesare pentru a putea comunica și înțelege bine limba română. Bineînțeles, pentru a folosi chiar acest, a înțelege foarte bine acest limbaj judecătoresc, ca să spunem așa, în termeni juridici. Da? Mergem mai departe, jurații vor fi selectați, am spus, 8 jurații vor fi rotiți între ei la procese astfel încât să nu poată să nimerească la același caz pentru a nu fi influențați. Jurații se vor bucura de protecție din partea statului acolo unde procesele sunt grele. Eventuale modificări sau îmbunătățiri sunt așteptate din partea poporului. Jurații vor primi salariile nominale, iar patronii lor vor recupera de la stat, de la statul român, suma de bani pe care au, cu care au fost retribuiți în baza documentului lăsat de către corpul juraților la fiecare dată, de fiecare dată când un jurat a fost chemat în instanță. Jurații nu se vor putea pronunța decât dacă este vinovată sau nu persoana sau inculpatul, neavând dreptul de a încadra, face pedeapsa așa, și zilele petrecute de către jurați în instanțele judecătorești se consideră a fi vechime în câmpul muncii. Deci, am spus și chestia cu jurații. Aici așteptăm încă de la dumneavoastră foarte multe puncte pe care noi le vom putea adăuga. Mergem la punctul 4 al inițiativei legislative. Așa se face, așa, asta trebuie să facem noi dacă dorim cu adevărat să mergem și să cerem celor care ne reprezintă din forul superior al țării ce dorim să-l cerem. Cu inițiativă legislativă, fără asta nu poți să ieși în stradă. Nu ești recunoscut. Înțelegeți? Nu ești recunoscut. Cu inițiativa legislativă numai au ce face. Ei se eliberează o hârtie prin care recunosc că au primit înștiințarea de ce România iese în stradă. Și semnăturile le primești în Italia. Doamna Alina, Daniela, le primim. Semnăturile le primim peste tot fără nicio problemă. Avem tabele, este tabel nominal pe care fiecare dintre dumneavoastră îl poate lua, îl poate completa, semnează jos pentru semnăturile pe care le-a avut și vă dăm adresele noastre unde le primim. Dar noi vom merge în țară din localitate în localitate. V-am mai precizat că trebuie să mergem în localitatea dumneavoastră, vă treceți pe tabel. Pe tabel trebuie să treceți domiciliul din România. Vom merge la primar. Vom spune primarului, domnule, noi am venit să strângem semnături. Primarul este obligat să-mi pui la dispoziție un cetățean care să meargă cu mine. Eu merg, strâng acele semnături, cetățeanul respectiv vede că eu nu plătesc pentru a strânge acele semnături. Primarul îmi pune ștampila pe lista de semnături și în felul ăsta noi cu 150.000 de semnături le-am pus pe masă guvernanților inițiativa legislativă. Ei nu mai pot să nu recunoască, îți eliberează un document că tu ai depus această inițiativă legislativă cu toate punctele pe care noi le-am prins aici și le voi termina de citit și atunci abia când am ieșit în stradă suntem legali din toate punctele de vedere, atunci jandarmii trebuie să stea acasă la ei. Ei se pot lua doar de către cei care fac, de cei care fac neliniște, care fac scandal și mai departe. Dar poporul român are dreptul să stea în stradă cât vrea el. Nu este trimis acasă. Nu mai are nevoie de autorizație. Și poate să stea până când acești nemernici vor proceda prin ordonanță de urgență și vor legaliza toate aceste legi pe care noi le scriem. Și atunci nu mai avem nicui. România trece de la o democrație reprezentativă
la o democrație mixtă, jumătate reprezentativă, jumătate participativă. Am trecut puterea de decizie din mâna legislativului în mâna poporului prin vot, și atunci, prin vot direct, și atunci România, abia atunci, este democrată din toate punctele de vedere. Mergem la punctul 4. Obligativitatea introducerii drapelului național pe fundalul partidelor politice sub sigla partidului. De ce? Pentru că, uitați aici, noi deasupra capului meu avem sigla, este tricolorul. În momentul respectiv nu mai poate să vină politicianul să spună că dacă el reprezintă un partid, este SRL-ul. Că Ilescu a scos tricolorul de sub sigla și a transformat partidele în SRL-uri. În momentul respectiv tu ești obligatoriu, nimeni dintre toți judecătorii nu îți va da câștig de cauză și vei fi acuzat de trădare națională. Mergem mai departe, punctul 5, partidele care nu-și respectă, atenție că e valabil și pentru noi și pentru absolut toată lumea, partidele care nu-și respectă în proporție de minim 65% promisiunile electorale, atunci când ajung la putere, având majoritate, vor fi șterse definitiv și revocabil din registrul partidelor politice. Deci, ca să fie clar, deci vor fi șterse și dacă era așa, nu mai avem nici PSD azi, nu mai avem nici PNL, nu mai avem nici UDMR și România mergea bine. Dacă noi nu am avut cap să facem o inițiativă legislativă, nu am avut cap. Nu noi, nu am avut cap. Nu au avut cap cei care sunt în partide, că și ei puteau să facă, da? Eliminarea campaniilor electorale de două luni de zile și înlocuirea lor cu o campanie permanentă. 8. Punerea în aplicare a legii lustrației și legea ilicitului și, bineînțeles, că trebuie deconspirată toată securitatea veche, pentru că ei comandă acum România. 9. Obligativitatea politicienilor la plata de 3 ori mai mult decât suma prejudiciată de la poporul român, prejudiciul adus fie prin votul lor direct sau prin deciziile luate de către ei, prin furtul, traficul de influență sau luare de mită. 10. Obligativitatea răspunderii penale a magistraților care încalcă legea și care greșesc în deciziile luate pe nedrept și trecerea plății proceselor pierdute la CEDO în spinarea lor, nu în spinarea poporului român. Pentru că nu mai trebuie să plătesc eu ceea ce greșește judecătorul. Până acum și acum, în această seară, noi plătim, dacă judecătorul greșește, a pierdut procesul la CEDO, milionul de euro care trebuie să-l dea acolo, îl dă poporul român. Dar de ce să-l dea poporul român? N-am înțeles. Ce a greșit poporul român? Spune doamna Elena Nușa că în comunism salariul maxim era de 4 ori. Bine! Facem și noi de 4 ori, dar nu poți să fii 6 ori, doamna Nușa. E o aberație. 4, da, ar fi o cifră care ar impune respect, pentru că un întreg este compus din 4 părți egale. Da? Mergem mai departe. Legea, interzicerea numărării, obligativitatea de răspundere, a spus. 11. Interzicerea numărării votului de către agenții speciale. Votul va fi numărat fizic, iar rezultatele vor fi comunicate numai după centralizarea datelor. Trebuie să dăm o șansă partidelor noi. Dacă nu facem asta, partidele noi nu vor reuși niciodată să iasă la lumină. Bun. Deci trebuie să facem asta obligatoriu ca să putem trece de bariera care ne-a fost pusă între noi, între oamenii din rând, între oamenii care doresc să facă un partid adevărat, și politicienii care au la această oră hărțuri de mână și conduc carul cu proști. Deci nu mai suntem carul cu proști noi. Carul cu proști vor fi ei. 13. Obligativitatea absolută de introducere a istoriei. Deci, obligativitatea tuturor partidelor politice să-și prezinte programul politic și economic pe toate rețelele de socializare cu 3 ani înaintea alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale. Până aici am discutat și vom mai avea încă 2 puncte pentru acestea, ca să putem ajuta partidele noi, să putem intra într-o democrație adevărată. Îl salut și pe cumnatul meu de la Bruxelles, am văzut că era pe pagină, era intrat. Vorbim și despre salarii, doamna Nușa, trebuie să termine inițiativa legislativă ca cei care nu știu despre ea să înțeleagă despre ce e vorba. Intrăm acum în măsurile de prevenție
a iniziative legislative. Ca să înțelegeți ce înseamnă o inițiativă legislativă. Înseamnă un pachet de legi care trebuie să apere România și constituționalitatea ei, funcționalitatea ei în toate punctele de vedere. Și spune, primul, adică 13, obligativitatea absolută de introducerea istoriei naționale în toate școalile de pe teritoriul național, încă din clasa 1. Copiii pot vedea filme cu Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu, Alexandru cel Bun, Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara și cu toată lumea și pot înțelege istoria pe care trebuie să o știe, pentru că orice cetățean care dorește să fie cetățean trebuie să știe limbă, istorie, geografie. Obligativitatea absolută de introducere, da. Istorie naționale. 14. Limba română obligatorie pentru toți cetățenii români. Retragerea cetățeniei române celui care nu știe limba română. La un nivel conversațional. Nu știi limba română la nivel conversațional, nu poți să fii cetățean român. Să fii serios. Da? Mergem mai departe. Interzicerea prin lege altfel de înscrisuri decât cele în limba română, în orice document de stat, administrații comerciale, pe mașinile poliției române, pentru că s-a scris pe mașinile poliției române în București, da? Pe tabelele de la intrarea în localități, nu mai vreau să văd Coloșvar la intrarea în Cluj. Atenție! Pot să văd, când o să văd în Crișana ungurească nume românesc pe o tabelă la intrarea în localitate, vom pune și noi o tabelă cu număr unguresc pe teritoriul nostru. Punct. Interzicerea totală și pentru totdeauna folosirii pe instituțiile statului român și în curțile acestora a altor drapele în afară de drapelul național. 17. Obligativitatea prezenței drapelului național la intrarea în fiecare localitate de pe teritoriul național. 18. Recuperarea integrală a prejudiciilor, asta face parte de mai sus, da? Recuperarea integrală a prejudiciilor aduse poporului român de către politicienii corupți după 1989. 19. Obligativitatea absolută de retragere temporară sau definitivă, dacă se dovedi că politicianul este implicat în un proces penal direct, personal, nu ca martor. 20. Interzicerea vânzării curentului electric, samsarilor energiei electrice din România și trecerea de urgență la efectuarea plăților către primările din țară. Asta va însemna că primarul își va face o echipă de electricieni, că va întinde toate cablurile alea, că vă va remedia toate defectele, iar banii îi va da la hidroelectrica. Deci, dacă ne va mai rămâne hidroelectrica, până când dumneavoastră vă veți hotărâi să veniți alături de noi, pentru că în caz divers, dacă vor vine și hidroelectrica, vom fi dependenți de energia de afară și vom fi, eu personal, o să tai cablul de la curent și o să rămân fără curent electric. O să trăiesc mai bine, mai liniștit și banilor nu le voi mai da. Voi vedea modalitatea prin care voi descoperi, modalitatea prin care au trăit bătrânii noștri și voi trăi la fel. Costa, Costaș. Aici se vorbește nu cu un limbaj trivial, cu un limbaj așa, cu tupeu de să resimțit. Fiți, vă rog frumos, decent. Și discutăm decent. 20. Naționalizarea de urgență a tuturor resurselor naturale ale țării și întreruperea contractelor cu cei care au cumpărat și au cumpărat rezervele naționale sau resursele naționale pe 2 lei, demonstrând din instanțele judecătorești că au manipulat politicienii. Putem face acest lucru dacă am trecut la referendum imperativ, dacă puterea de decizie a fost trecută de la executiv, din mâna executivului în mâna poporului. Deci putem face acest lucru. 23. Obligativitatea absolută de efectuarea controlului curții de conturi și de stat la toate administrațiile de pe teritoriul național și internațional cu 3 luni înaintea predării mandatelor celor care au administrat comune, orașe, guvern, parlament, administrație prezidențială, consulate și ambasade și obligarea la plata de 3 ori a sumei găsite lipsă în gestiunea acestora. Deci așa. 24 este punctul magic. Recunoașterea de către toate autoritățile statului român
administrație prezidențială, guvern, senat, parlament, curte constituțională, că poporul român este suveran și el decide legile care trebuie să aplicate în România, nu cei care le conduc. 25. Răspundere penală obligatorie pentru cei care se opun voinții poporului de a-și revendica drepturile de popor suveran, drepturi câștigate cu sânge în războaiele duse de către strămoșii noștri. 26. Obligativitatea reprezentativă a celor implicați a fi factor de decizie și reprezentanța diasporii să fie desemnați și votați de către diaspora, nu numiți de către politicieni. Și ultimul punct pe care îl avem, interzicerea partidelor pe criterii etnice. Aceste fiind spuse, trecem la formularea și redactarea fiecărui punct. În parte menționăm că noi, cetățenii români, așteptăm de la înaltă clasă politică și de la celelalte puteri ale statului român, puteri investite prin votul popular, revendicarea în regim de urgență acestei inițiative legislative și publicarea acestor legi în monitor oficial în același regim, așa cum s-au publicat și ordonanțele de urgență ale domniilor voastre. Deci aceasta este inițiativa legislativă. Cei care nu au avut răbdare și s-au plictisit, cred că au pierdut, dacă n-au stat, să o asculte de la cap la coadă. Eu v-am citit-o pentru ca dumneavoastră, cei care ați rămas, să fiți conștienți că numai așa putem rezolva anumite probleme, numai așa putem rezolva deci ne putem rezolva cam toate problemele pe care noi le avem. Deci în momentul în care vom avea cele 150.000 de semnături, cei care ne conduc sunt obligați să ne dea o ștampilă și să ne spună da, am primit cererea poporului român. După care au 90 de zile să se hotărască, după care dacă 90 de zile nu publică aceste legi în monitor oficial, avem dreptul să ieșim în stradă și să-i revocăm din funcțiile lor, atenție. Pentru că poporul român este suveran, pentru că pentru tine, omule, au luptat strămoșii noștri la Plevna, la Vidin, la Smărdan, la Mărășești cu Ituz, pentru că acolo și-au dat sângele și viața bunicii noștri, strămoșii noștri, pentru ca ei să aibă salarii și pensii speciale la această oră. Deci, ceea ce vă rugăm noi este să coborâți, dragilor, cu picioarele pe pământ, să veniți lângă noi, pentru că împreună să ridicăm oastea cea mare a țării, pentru că împreună să putem învinge această gașcă instalată de 27 de ani de zile la putere, să o învingem legal cu armele lor, să învingem Europa din punct de vedere economic, pentru că noi, poporul român, unit la un loc, suntem cea mai mare forță, pentru că România are potențialitate economică, dacă se vrea. Poate și putem să ridicăm România de aici, de unde este căzută. Haideți să trăim în prezent, să nu mai trăim în trecut, să nu mai trăim în viitor, să trăim astăzi ce este de trăit și să ne ascultăm unul pe alții. Îmi pare foarte rău că de pe acest cont eu nu pot să văd ce este scris. Nu pot să văd ce este scris, pentru că dacă aș vedea ce este scris, aș putea să vă răspund tuturor. Am văzut Gruieti Daniel, am și în țară și în Franța, dacă vreau, mâine îmi iau și în Germania. Stai așa ce spune domnul Gruieti, că îmi pare foarte rău că nu pot să vă văd mesajele, să vă pot răspunde la ele. Din păcate, situația de astăzi, că ne-au blocat, ne-au închis calculatorul celălalt, unde eram, nu mi-a mai permis să schimb conturile, să mă mut de acolo, să mă mut în partea asta și din această cauză a trebuit să rămân așa. Într-adevăr, sunt mulți români în străinătate care au rupt relațiile cu România și nu putem contacta pe ei, nu știu ce spune doamna aici, a greșit doamna doctor când a scris și n-am înțeles eu cam ce a vrut să spună, nu putem conta pe ei. Nu contează, dragilor, nu contează cine ești, nu contează ce ai fost, contează ce ești acum și ce vrei să faci pentru țara ta. Contează dacă vrei să lupți pentru copilul tău, contează să înțelegi că bunii și strămoșii noștri au luptat ca să-ți lase un teritoriu
indestructibil, o țară mare și frumoasă, cu munți și mare, o țară care merită și pentru care merită să luptăm. Acolo nu contează că tu nu ai proprietate în țara ta. Este țara unde te-ai născut, iar proprietar este sângele tău. Trebuie să înțelegeți că în acea țară unde tu vorbești românește, unde locuiește mama ta, unde locuiește tatăl tău, unde se găsesc mormintele părinților tăi, va trebui să te întorci să le aprinzi o lumânare, pentru că nu vei putea muri în străinătate ca un câine, negândindu-te la sufletele care și-au dat viața pentru tine și care au rămas departe în România noastră dragă. Cu toții ne vom întoarce mai devreme sau mai târziu, cei care vom mai trăi în România noastră. Nu vreau un popor român sărac. Nu mai vreau ca această țară să fie umilită. Vreau ca poporul român să fie primul popor din Europa. Și o voi face împreună cu dumneavoastră. Am încredere în fiecare dintre dumneavoastră. Am încredere că împreună vom putea pune bazele celui mai puternic sistem economic din lume. Un sistem centralizat, bine gândit, axat pe acest program pe care noi am luptat ca să-l construim 10 ani de zile. Într-adevăr, sunt mulți români în străinătate, doamna doctor, dar românii ăștia, dacă noi vom fi alături și le vom vorbi și vom comunica, nu vor rămâne indiferenți. Se vor trezi și într-o zi vor vedea că nu-s la ei acasă. Se vor trezi și vor vedea că au investit bani într-o altă țară, nu în țara lor. Se vor trezi și vor spune într-o zi că mai bine era acasă la mine. Și își vor aduce aminte de ziua în care se jucau cu toții, de ziua în care trăiau românește, de ziua în care se rugau Bunului nostru Dumnezeu și în ziua în care nu aveau homosexuali pe stradă. Da? Își vor aduce aminte că am fost un popor, că aveam o echipă de fotbal, că aveam aeropoarte, că aveam fabrici de avioane, că aveam o flotă, că aveam fabrici de vapoare, că aveam o școală, că aveam o universitate care este respectată și a fost respectată, că suntem oameni care merităm să trăim, nu merităm să fim îngenunchiați de acești nenorociți care luptă pentru globalizare. Nu avem nimic de a face cu acești nemernici care nu ne recunosc drepturile. De 27 de ani de zile românul nu poate merge în America pentru că nu are voie, că nu este în spațiu Schengen. De ce? Că dacă vindea mâine portul Constanța, era în spațiu Schengen. Asta doresc. Domnule Timon, adevărat că ați purtat steagul lui Danda. Da, domnul Stanciu. Am purtat steagul domnul Dan Diaconescu. Ați înțeles? Deci nu e o problemă că l-am purtat. Nu am o rușine să spun că am iubit poporul român și că mi-am dat demisia din PNL, deși avem funcție, și am mers pe PDD pentru că am vrut să fac altceva pentru țară. Nu am mai vrut să stau cu cei care au dus țara la dezastru. Și asta am făcut-o când Antonescu a venit la Botoșani și a spus că facem lipeala cu PSD-ul și facem USL-ul. Da? În contextul în care avem un viitor politic asigurat, am făcut lucrul ăsta. Pentru că m-am săturat de demagogie, m-am săturat de oameni care nu sunt oameni. M-am săturat să-i înghit și să le înghit mizeriile pe care le fac. De aceea vă rugăm pe toți cei care sunteți prezenți să strângeți rândurile și să luptați alături de noi, pentru că numai împreună vom putea învinge. Bună seara, domnule Dediu Florin. Eu vă pot răspunde dacă îmi scrieți pe rând și nu se mai blochează acest nenorocit de chat care nu mă lasă să văd ceea ce scrieți dumneavoastră. Pentru că dacă m-ar lăsa, v-aș răspunde la fiecare, la toate întrebările.
sperând că mâine voi intra înapoi pe contul pe care l-am avut în partea cealaltă, pe calculatorul celălalt, voi putea prezenta și materiale. În seara asta nu l-am putut lua, atenție, nu am putut apela la domnul care este în greva foamei din cauza că mi-a oprit. Dar voi face în așa fel încât acum o să încerc să-l chem și mai avem de chemat pe foarte multă lume. Din cazul că au oprit acolo pe live, cei care mă văd, mi-au oprit programul. N-am putut să o iau nici pe Mihai Ferrari în direct. Dar îi promit domnului Mihai Ferrari că mâine seară, în cursul zilei de mâine, voi încerca să iau legătura cu el, să stabilim ce avem de făcut, să-mi trimită documentele în așa fel încât să putem discuta și cazul dumnealui, dumneai, pentru că este un caz foarte, foarte critic. Cei care trebuiau să-mi răspundă la telefon nu mi-au răspuns și din cauza asta nu am reușit să fac o echipă care să facă un live pentru Mihai Ferrari, să facă un live în direct pentru Mihai Ferrari și discute despre această situație care o situație care ne frapează pe toți în momentul în care vezi că copilul tău se răspunde la telefon și ei spun că e mort, e normal să-ți vină petiții, e normal să te urci pe pereți, e normal să nu mai crezi în nicio instituție a statului român. Asta ne fac și ne-au făcut politicienii noștri, dragilor, timp de 27 de ani de zile și noi trebuie să le înghițim lor toate gulgutele pentru ca ei să poată trăi fericiți, ei împreună cu beizadelele lor. Dar să încercăm să-l chem pe Ion Butean, să vedem dacă pot să-l găsesc. O să încerc să văd dacă îl găsesc pe omul ăla face greva foamei pentru ca noi să nu mai plătim de două ori TVA la apă. Iar noi nu suntem în stare să-l ajutăm. Dacă nu pot, nu pot să... Ia Ioane! Prieteni, îl chem la telefon, ia să-l studiem. Facem altceva. Ia să vedem dacă reușim să-l găsim. Din păcate, uite, vedeți dumneavoastră ce ne face, ne-au făcut ăștia seara asta, ne-au luat posibilitatea de a vorbi cu acest om, pentru că vreau să-l prezentăm, pentru că este în greva foamei, eu am anunțat lucrul ăsta, deci ei au închis.